Moromeții, de Marin Preda. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu, cu Victor Rebenjuc în rolul lui Ilie Moromete. În câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se părea că timpul era foarte răbdător cu oamenii. Viața se scurgea aici fără conflicte mari. Era începutul verii. Familia Moromete se întorsese mai devreme de la câmp, iar Paraschiv, cel mai mare dintre copii, lăsase pe ceilalți să dezhame și să dea jos uneltele, iar el întinse pe prispă o haină veche și se culcase pe ea gemând. La fel făcuse și al doilea fiu, Nilă. Intrase în casă și după ce se aruncase într-un pat, începuse și el să geamă, dar mai tare decât fratele său, ca și când ar fi fost bolnav. Al treilea băiat, Achim, se furișase în grajdul cailor, se trântise pe iesle, ca să nu-l mai găsească nimeni. Cele două fete plecară repede la gârlă să se scalde. Nicolae se afla undeva în grădină. Părea de la sine înțeles că singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârșească cum trebuie. Catrina îi crescuse cu trudă pe cei trei băieți mai mari. Paraschiv, Nilă și Achim erau mici când se măritase cu Moromete și în loc de răsplată, aceștia începuseră să o urască. Tudor Bălosu și fiul său, pe de o parte, Guica, sora mai mare a tatălui lor, pe de altă parte, îi învățaseră pe cei trei că mama vitregă e vinovată că se trăia greu la ei și că dacă nu o s-o dea afară din casă, o să pună mâna pe averea tatălui. Din nenorocire, ceva era adevărat în toate acestea, dar Catrina nu avea nicio vină. Iată ce se întâmplase. În timpul foametei de după război, Moromete vânduse un pogon din lotul Catrinei, un lot din cele 8 primite ca văduvă de război, spunându-i că în schimbul acestui pogon vândut va trece casa și pe numele ei. Catrina convenise că în acest fel va avea bătrânețea asigurată. Numai că Moromete șovăia. Se pare că era și el uimit de amenințările nelămurite pe care cei trei fii ai lui, mai ales cei doi, Paraschiv și Nilă, îi le transmiteau la ureche pe căi ocolite, prin Guica, prin Tudor Bălosu. Această șovăială o scârbi de tot pe Catrina. Va să zică, avuzese dreptate să se teamă. Biserica îi liniștie însă sufletul tulburat, și ca să fie liniște și în familie, nu mai pretinse nimic. Când muierile cu care se avea bine pomeneau însă de amenințările pe care Guica nu înceta totuși să le răspundească prin sat, atunci Catrina se închina cu înverșunare și spunea că și Iisus Hristos a pătimit și n-o s-o lase el să moară pe marginea șanțului. Cât despre celelalte amenințări, banca, foncirea, socotelile cu oile și vitele, Catrina nu vrea să știe de ele, se credea la adăpost. Mai greu era cu vorbele ce veneau dinspre Maria, sora lui Moromete. În sat îi se spunea Guica și avea nume rău. Oamenii se temeau de ea pentru că cunoștea păcatele tuturor și avea limba ascuțită. Ca să scape de ea, Moromete îi cumpărase undeva un loc de casă și îi făcuse un bordei. Maria Moromete îl învinuia pe fratele ei că nu s-a putut mărita și să-și facă un rost. Spunea că n-a ajutat-o, că i-a furat pământul din spatele casei, că la împărțitul celor trei pogoane, moștenire, Moromete a ales pământul cel mai bun și că a izgonit-o din casa părintească. Când după război Moromete deveni proprietar, el trăi atât de deplin bucuria de a fi scăpat de moșier, încât nu băgă de seamă, sau mai bine zis, nu vroi
să bage de seamă în ce măsură era el liber față de loturile pe care le stăpânea. Pământul îi dăduse într-adevăr o anumită libertate. Nu se întreba însă cât de liber era, dar nici nu se lăsa constrâns. Se răzvrătea, spera. Așadar, să facă comerț cu cereale și să câștige bani. Și cu banii, ce să facă? Să plătească impozite. Ce ciudat! Unde ajunseseră? Acum, în apropierea serii, rămas singur în mijlocul bătăturii, Moromete trăsese căruța sub umbra cea mare a salcâmilor de lângă poarta grădinii, apoi ieșise afară cu țigara în gură. Stătea pe stănoaga podiștei și se uita peste drum. Fumul țigării se ridica drept în sus, fără grabă și fără scop. Ce faci, bă, Moromet? Ai terminat, mă, de sapă? Bă, mă, treci pe tine, ciorule. Da, am terminat. Dar tu mai ai, mă, bălăsule? Da, am terminat și eu. Mai aveam un petic din coace în pământuri. Mi l-o să poată lui Sugurlan. Da, tu te-ai mai gândit? Îmi dai salcâmul ăla? Dar Victor al tău, el nu mai iese, mă, la sapă, bălosule? Sau de când e voiajor, nu-l mai aranjează, nu? Adică, admitem cazul că fiind ocupat... Păi el nu... de ce zici că nu vrei să mi-l dai, Moromete? Că voiam să ți-l plătesc. Vreau să ții minte că la noapte o să plouă. Dacă dă ploaia asta, o să fac o grămadă de greu, Tudore. Bă, mă întâlni pe la prânz cu albei. Zicea că mâine dimineață o pornește prin sat după impozite. Zicea că a primit o dispoziție sau un ordin. Dracu să-l ia. Cine are de achitat fonciirea și nu o să o achite mâine, o să le ia din casă. Bine că veniți. Treci la mătă și vezi ce treabă are. Moromete! Unde duci, bă? Stai, bă, bălosule, că mă întorc acum. Stai. Du-te, Nicolae, la mătă, ce tot zgâiești ochii la mine. Dar Elinca unde e? De ce nu se duce? Mă, când ți-o-i da o palmă după ceafă, vezi tu de ce nu se duce. Veniți cu ele, Nicolae? Hai, du-te repede și prinde pe bisisica. E ușoa cu să le mulgem. Să te urmă, măligas. Unde-s fetele alea? Ai plecat? Căși! Mâncate arcanii, căși! Stai, mă, mă, mă! Hai, mai repede, că să răcești, mă, măligas. Hai, mai! Îți dau eu câteva acum. Unde-i bisisica? Trebuie să o prindă, unde te costui? Era aia în ani, dacă nu te omor! Să te mănânce, dacă n-am să te omor, eu într-o să stai! Lasă oaia, mă, lasă oaia! Nu mai bani degeaba! E tine ea, dar și tu o bați cu șumacul și bolovan în porumb! Hai, hai! Gata, ai scăpat! Hai, dă drumul, Nicolae, și prinde altă oaie! Vezi, asta de ce stă? Tu, mamă, dar eu m-am săturat. Eu nu mă mai duc cu oile. Toată lumea le dă la cioban. Numai tata s-a găsit mai brasă să mă trimită pe mine. De ce nu-i spui să le dă la cioban, a? De două luni de zile nu m-am dus la școală. Are să mă lase repetent. Gata. Alta, hai. Hai, 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 că se răcește, mă, Maliga. Stai, mă, stai, năuși!
ce uie pe urmele pisicii firea naibii. Stai, mă. Eu spun una și tu te faci că n-auzi, da? N-auzi, mamă, că mă lasă repetent, n-auzi? Și ce să-ți fac eu dacă te lasă repetent? Parcă dacă te duci, nu te las? Nu mă las. De câte ori vrei să-ți spun? Nu mă las. Să-mi tot spui. Ai altă oaie, alta, alta. Mișcă-te! Se vede că nu prea l-ai păscut azi. Asta abia dacă te va picătuși. Nu auzi, mamă? Aud, mă, aud. Spune. Păi nu s-a mai spus? Tu, Moromete, nu te speria că n-ai cărți și că n-ai venit astă toamnă. Eu te trec clasa, numai să vii la examen. Așa mi-a spus mamă de învățător. Să înveți pentru examen, că nu ți-am pus note. Păi să te duci la examen. Cum să mă duc dacă n-am învățat? Cum? Păi învață. Și cum să învăț? Ia-ți o carte cu oile și citește. Ce vrei să-ți fac eu? Care carte, mamă? Care carte? Care? Că nici citirea n-a vrut să-mi cumpere tata. De unde s-o iau? Că nimeni nu mi-o dă. Dacă m-ar lăsa să mă duc la școală. Mai vrei una? Hai, trebuie și ține-o să nu-mi verse laptele. Stai, auzi. Mamă, mă spune-i tu lui tata. Ce, mă? Ce, mă, te-a călcat? De ce nu te păzești? Ține, mă, mă, să nu-mi verse laptele. Ce e acolo, mă? Iar te călcat, mă? Hai, dai-și din gloria, că nu ți iese marțele. Iar moartea de vorbă, că nu te mai sator de ea, Ilie. Toată ziua stai de vorbă și bei la tuturi, iar mie mi-ar de căm așa pe mine. Dacă alții n-au treabă și-au chef de vorbă, copilul ăsta plânge aici și el tai păsește și bea tuturi. Veniți de la deal și vă lungiți ca vitere și eu să îndop singurul cetă de haidamaci. Te uiți, Paraschive! Ascult și te uiți! Ce fază, tată? Ce vrei să fac eu? Dacă îi plec și-l calcă oile, așa-i pălosule? Toată lumea are treabă, Catrino. Moromete, nu stai, mă, să-ți dau banii. Unde pleci? Treceți la masă! Treceți la masă! Ori trebuie să vă chem cu lăutari! Ilie! Unde s-au dus fetele alea? A, numai tu le dai nas. Unde-l fi ele acum? S-a scăldat, nu? Hai, scălați în sus! Hai, Schive, Lilă! Păi, ne-au zis, bă! Nicolae, ce mai aștepți? Ai băgat nasul între picioare! Băi, ce lopi de prânză! Ce lopi de turbană să te lovească! Lasă prânză jos! Lasă-o jos, auzi! Hai, apă! Hai, băi! Ce-a băgat să ne-a zis, bă? Acum să mâncați câinele! De ce să mâncăm câinele, fa proastă? De ce să-l mâncăm, fa săltat-o, sărit-o de la locul tău? E bun câinele de mâncat? E bun să te mănânci el pe tine. Și chiar o să te mănânci. O să ți-a luat brânza, mâine o să-ți ia... Treceți odată la masă! Dacă nu o să mă ducă în lume și să vă las. Și moarte o să vă ia pe toți și la cimitir o să vă ducă. Taci, fată, în gură deosebit. Vezi-ți de treabă. Ai făcut mâncare? Spune odată și taci, că nu să te însurzi. Tu, Paraschive, ce stai acilea și bele și fasorele la mine? Ce? Nu ți-am văzut dinții de mult? Rânjești ca un colț la maică, dar parcă tu ai fi mai breaz. De ce nu treci la masă? Și pe voi? Ce, dacă știți scăldatul, a? Păi dacă mă iau de păr și mătul pătătura cu voi, vă scuteți de o treabă mâine dimineață. O lăsați pe băta singură și vă duceți. Unde sunt ai luat? Lilă! Achive! Lilă! Achive! Ce, mă, cu voi? Ce, nu vă e foame, a? Hai, stați la masă. Puteți, formă, să dormiți până pe mine dimineață. Hai să mâncăm. Hai, Nicula, hai. Bă, ce te așezi pe pământ acum? Doate, mă, și ia-ți o pernă dosă de greu. De câte ori să spun? Că ăștia nu sunt în stare să facă măcar un scaun. Tu de ce nu faci? Achime... Aș fa de în gură, n-auzi? Tu nu vezi ce zice colțatul? De ce colțat? Taci, mă, Paraschive, de în gură. Cine vă întrece? Așa ste masă, ridică-te masă. Abia să-mi mișcă, abia să-așa de bine. Clef, clef. Parcă le-ai dat să mănânci o travă. Pui fa mâncarea aia odată. Dar brânză nu e? Nu te dă iau de-n burta lui Duțulache. De ce? Care Duțulache? Mie să-mi dai brânză. Parcă spuneai să le mănânce lupii de oi, Nicolae. Mănâncă ba acelea ciorbă cu mămăriga și nu te mai miorlei, puturosule. Te găsi brânza. Dacă mănânci, mi-ești ca un frate, Nicolae. Dacă pleci și nu mănânci, mi-ești ca doi. Să te ia, n-ai bătine, n-ai! Ce nu-l lași în pace?
N-ajunge că-l trimesc ca vai de capul și rabdă de sete toată ziua cu oile. Îl mai faci și puturos. Voi vă duce și munceți ca oamenii, vă mai odihniți, aveți apă, mâncați și el, săracul, rabdă de sete toată ziua și alergă după zăpăceta aia de bisesică. Stai aici și mănâncă, ai, nu te mai prosti, Nicolae. Dă-i fa niște brânze, hai, dă-i. El se duce cu oile, de? Nu mănânc brânza. Ei, mănâncă-mă pe mine atunci. Nu-i arde lui de brânză. E necas că o să rămână repetent. E necas și lui că anul trecut i-a luat-o lui Percitor înainte. Că tot așa te-a apucat să-l trimis cu oile. Parcă mărei dacă îl lăsai barem o lună acolo să se ducă. E drag și lui. Ia mai lasă, mamă, ne găsi școala, iete. Da-și faile încă de-n gură, prostul! Fă, 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 n-auzi? Pune fa de mâncare și mai trage-te de fălcile alea, că te-or fi durând de când vorbești. Altă treabă n-avem noi acum. Ne apucăm să studiem. Mai bine vezi ce o să faci, că mâine dimineață, da, ce zic, mâine dis de dimineață o să vii ăla să-ți ia țoarele din casă. La ce să-mi ia țoarele din casă? E, uite așa, ca să se mire proștii. Na, vezi că se umflă laptele. Ce faci, mă? Că iar am vorbit cu Cătănoiu. Zice că săptămâna asta pleacă la București. Nu, că sunt vârtindu-se, Achime. Avem 24 de oi, toate cu lapte. Asta înseamnă 240 de lei pe zi. Într-o săptămână... Înseamnă prostia ta din cap. Mă, eu ți-am spus. La toamnă trebuie să plătim banca. Eu zic că trebuie să-mi spui odată dacă îmi dai sau nu drumul. Lasă-l, mă, să se ducă. Nu e vorba numai de bancă, dar sunt și băieți mari. N-au o treanță pe ei. Cu ce să-și cumpere? Da, și ce băgați în voi dacă pleacă cu oile? Cum ce mâncăm? Mai o găină, mai un miel. Și pe urmă, peste o săptămână, două, începe secerea. Facem pâine. Am mai trăit noi și fără oi. Da-și, mamă, din gură, să vii la deal să muncești, să vezi pe urmă cum e fără lapte. Lasă, Elinco, că au găsit-o găinile și miei. E plină de găini și de miei. Ce-ai, mă, Nicolae, ești nebun, ce-mi dai în cap? Dar tu ce te amesteci? Nicolae, tată, dacă mă scol la tine, te dau cu capul de pereți până ți-e zbolboșile ochilor. Dar ce te amesteci? Mai duci cu oile? Păi, nu-ți fie frică că o să mergi la deal și o să dea 10 sudori în tine. Ce-a vestit-o cu el? Nu pune să pomenezi de treabă! Tu-i dai nas, mamă, tu-i dai! Aaaa, lăsa nu doar una peste nas! Bă, să vede că nu sunteți munciți, mă! Mă, păi eu când veneam de la deal, adormeam cu dumicatul în gură. Acum vă sparg oalele și străchinile astea în cap. Nici la sfânta masă nu vă stâmpărați! Nicolae, stai jos și mănâncă, bagă în tine, că dacă mai suflă vorbă, te... Bă, Nicolae! Dai insulta pentru o lingură de lapte? Ieși și mănâncă! Iată. Ăsta-i tot laptele. Paraschive. După mâncare ce urmează? O țigară! Ce, mă, Nicolae, ai înviat? Ai un cap ca un dovleac. Și tu ai! Tatăl, auzi? Ce faci, Paraschive, nu-mi dai o țigară? Eu o să-ți dau dacă n-am. Ce? Ia te ce-ți... Ia te ce-ți mănâncă! Ce? Tăi! La mes cânte cum cântă flăcău ăsta. Birică e, nu-i așa, Tito? Da, el e. Balosul strigă. Mai rămâne să apară și Victor voiajorul ca să apere pe sorsa. Bă, Nina! Care ești, mă? Ia din braț. Eu sunt Binica. Tu ești Binica, ia, intră în coace. Ia seara. Unde ești, Nina? Bună să-ți fie inima, Binica. Dracu s-o ia de inima, Nealei. Ce s-a întâmplat, mă? Nina, unde ești, mă? Hai, nu mergi, ce stai? N-ai mâncat? Hai că merg acum. Mai stai, mă, Birichi, ia stai, ia spune-mă, ce s-a întâmplat? Ce dracu vrei să se întâmple, Nailie? Știi și dinata că la o fată mare și un măgaț bia. Eram în vorbă cu asta lui Bălosu, cu Polina. Bă, Birichi, bă, prost, bă, ești, bă. Păi nu găsești tu altă fată, e satul plin. Și dacă nu-ți ajunge aici, te mai duci și la Miroș și la Balaci, poți să iai satele pe rând până la Dunăre. Dar te va aici tu. Mie îmi spuse tațul că Polina și Cola sunt în vorbă de mult, băi, dar avele veche. Minte! Minte! Lasă că merg eu acum la ei!
Hai, Birica, hai, Birica! Nu-mi părere cu un stol grin o casă! Lasă audă! Lasă-o! De ce minți, mă? De ce minți, mă, neatutore, mă? Lasă că... Bă, Corino! Tu ce crezi, adică, că eu, mă? Adică, nu mă dar un ochi cu tine, mă? Ce, mă, ce crezi tu, ai? Că dacă tu mă gomiești pe mine de la poartă, tu... Hai, bă, eu nu te-am vrea pe tine, mă, că ați mulți câinii, mă? Ați mulți câinii pe mine ca pe un țigan. Păi de ce ați mulți câinii, mă, neam, Tudor, mă? Dacă ai o fată să te plâne cineva la poartă, pe mine, dar gata, mă, trebuie să-ți mulți câinii, mă! Ce ți-am făcut eu, Dumitale? Eu ți-am făcut ceva, ți-am făcut nouă rău. Păi dacă nu ți-am făcut niciună, de ce-ați spus câinii pe mine, mă, neascutore? Că de furat nu te-am furat, mă. Ce-am făcut, nu ți-am făcut nimic atunci. Atunci de ce-ați spus câinii pe mine, mă, neascutore, mă? De ce-ați spus câinii tu, Dumnezeu, mă, din bărosule? Ciorule! Birică! Birică, taci, mă, unde ai băut? Lasă-mă, Nea Ilie! Lasă-mă! Și tu, Valiera! Mergi sau nu mergi? Ce faci acolo? Ce crede el că eu sunt prost? Fă, Polino, fă! Uite ce, dacă tu crezi că eu sunt prost, atunci fii tu mai deșteaptă, mă! Du-te, fă! Mărită-te! Mărită-te cu șchiopul ăla și lasă-mă pe mine așa prost cum sunt eu! Și dacă dumneavoastră ne-a tuturor, ești la mine și ați mulți chinerea, păi lasă-mă! Hai, mă, mine, mă, vizorul. Ce faci acolo? Auzi, ați mult de câinele pe mine! Am venit și eu la poarta lui ca un flăcău și l-ați mult de câinele pe mine, că îi spart casa! Ei, lasă-mi, bărnosule! Vedem noi cu cine se merită Polina! Hai, mă, Nilă, mă, hai, mă! Nilă! Nilă, unde te duci? Mă duc cu ăla. Ia nu te mai duci, vină-mi cu ăla. N-auzi? Nu te mai duci. Iartă-o în seara asta că nu moare, nu ți-o fură nimeni. Lasă-i pe Achim și Paraschiv să se ducă. Tu vino încoace când îți spun. Așa, hai să stăm pe buturul ca să-i... Hai! Nila, tu ce zici, bă? Să se ducă la coile la București? Păi... Băi, eu i-aș da drumul. Dar vezi și tu că dacă n-am avea bruma aia de lapte de la oi, ce-am mâncat? Nu poți să dai la sapă și la seceră și să n-ai de mâncare decât știri și ștevii. Dar ce facem la toamnă cu împrumutul de la bancă? A? Și te pomenești că mâine, poi mâine mai vine și albei cu fonciirea. Tu auzi, bă? De, bă. Ai auzit ce zicea mama? Ar fi bine să se ducă. Dacă face ceva, ne mai cumpărăm și noi. Mai păstrăm grâu. Nu mai facem ca anul trecut. Să rămânem toată iarna fără pâine. Mă, Nile, mă, ce mâncăm, mă, te întreb? Se duce ăla cu oile la București, asta nu e greu. Dar ce mâncăm? Mai sunt și oameni care nu au oi și trăiesc. Ce să facem? Bine, Nile, bine. Te-am întrebat ca să nu ziceți că așa și pe dincolo. Vă scăpărea schivul ăsta degeaba a făcut armata. Nu se însoară, nu se gândește la nimic. Îl întreb într-o zi, ce facem Paraschive? Vine ăla cu fugirea, n-am plătit-o de 2 ani de zile. Ce să facem? Răspunde el cu botul ăla lui de zăvod. Păi de ce nu ai plătit-o până acum? Păi ai uitat, mă, că am cumpărat noatele alea, zic. Păi și dacă l-ai cumpărat, ce-ai făcut, zice, acum vindere la loc și plătește fugirea. Dar tu ce faci, bă? N-ai de gând să te însori între... Alții ca tine sunt la casele lor, ca oamenii cu copii, cu vita lor în bătătură. Cu cine să mă însori, zice? Păi cum cu cine să te însori? Se prăpădire fetele pe lumea asta și nu mai găsești cu cine să te însori? Dar dă-le în ea ca cine de fete, zice. Așa că treaba voastră. Faceți cum știți. Dar să nu mai aud pe urmă că ziceți că eu v-am oprit. E, Paraschiv. Nu știu dacă tu te-ai gândit până acum, dar anul trecut am făcut căruța și de-aia am rămas cu foncirea neplătită. Acum... Ăsta vrea să se ducă la București cu oile. Bine, să se ducă. Să vedem ce face. Nu ne zic să facă 2000 de lei pe lună. 2000 de lei nu e glumă. Sunt 40 de duble de grâu. Asta nu se poate. Ascultă-mi. Până la toamnă sunt 3 luni de zile. Dacă Achim vine la toamnă și mi întinde 6000 de lei în mână,
și nu 20, cum se laude el. Păi atunci mai dau și eu vreo două căruțe de grâu și am scăpat anul ăsta și de bancă și de fonciire. Te crezi că vine el de la București cu 6.000 de lei, Nina? A? Vine el? 6.000 de lei? Adică 2.000 de lei pe lună? Păi de ce să nu vie? Păi vine. Aduce el 6.000 de lei? Că atunci n-ar mai zice nimeni nimic. Am răbdat vara asta, am plătit banca și ne-ar rămâne nouă aproape tot greu. La anul vedem noi, pe urmă, ce mai face. Dar vine. A? Aduce el 6.000 de lei? Păi eu zic aduce. El se laudă că aduce de 3 ori pe atât. Bă, poate să aducă și de 5 ori pe atât, asta nu mă privește pe mine. Dar are decât să vă rămâie voi, să vă îmbrăcați, să faceți ce vreți cu ei. La mie să-mi dea 6.000 de lei. Dar aduce el? A? Vine el cu 6.000 de lei? Mănile. Bă, nici 6. 4.000 de lei. Asta-i. Ai câștigat, oile sunt sănătoase, mie dăm 4.000. Dar îmi dă el 4.000? Da, mă. Lasă-l încolo. Dacă nici 4.000 de lei n-aduce, atunci... Ia și bea ce vrei să-ți-l torn în cap? Crezi că mi-e milă de tine? Da, mâine poi mine iar te-a pus să zaci de friguri. Și trebuie să stau atunci de tine, că nu sunt sătule de câte am în spinare. E bun laptele. Mai e? Mai dă-mi. Ah, Nicolae, se vede că bine se face tată tu că te pleznești. Ai, mamă, mai dă-mi zău că mi-e foame. Oh, na. Uite, am găsit o bucată mică de brânză. Hai, hai mai repede, bagă în tine. Sunt moartă de astea, da? Oh, e terminat? Hai, ești în prispă și culcă-te. Hai, hai! M-am curcat, m-am curcat. Dar vine cu, nu știu, 6.000. 4.000, deci, da, se vine. Mama, mama, a scăpat de oi! Ce spune mine cu aici? Ce ți-a spus? Tata, ia afară, vorbește cu Nile despre Achim. Zice că să se ducă. Prostia ta, o să mergi acolo, la deaș, o să fie vai de pielea ta. Era mai bine cu oile. Hai, fugi, dă-te, culcă, nu mai stai aici degeaba. Uite că vine și stai că tu. Tata! Tata! Auzi, tata! Dă-te-mă la o parte, zăpăcitul. Ce-mi sare în spinare? Se vede că nu-mi vii de la sapă. Auzi, tata! Să vezi tu acolo ce se păsești. Hai, dă-te la o parte, n-am văzut. Ilie, mă, e bine că-i dai lui Achim drumul să duc. Așa fac copiii oamenilor și da, o duc bine. Numai... să nu răbdăm noi, ba, ci degeaba. Taci, mă? Hai, Nicule, hai, colcă-te lângă tată, tu. Tace. O să mă rog de el să nu mă ia la sapă și o să mă lase. Lase cer, o să mă duc. Dar să nu mă ia la sapă până nu-mi trec bubele. Și să pot și eu să mă duc la școală. Ce faci, mă? Tu nu ai de când să dormi? Adorm. Păi cum dormi? Să mergi la sapă și să dai acolo, să te mai văz eu cum belești ochii în loc să dormi. Nu dorm, bă, odată. Ce să-mi spui eu? Să se ducă ăsta cu oile la București. Îi spui ceva? Mâine, mă, suntem frasta să știi că eu ți-am cu tău. Ce, bă, Paraschiv, ești nebun? Cum să-i spui? Ia taci, bă! Ce-i Achime? Hai mai încolo, să nu ne audă. Hai. Hai la Gamaria. Să vorbim acolo, că tu nu mai avem timp să ne ducem la fete. Dai mai repede, să nu se culce Gamaria. Hai. Thank you.
Dario! Dario, deschide! Noi suntem! Hai că venire și acum și mină! Hai, intrat! Dario! Gata! Îi dă drumul la Achim cu oile la București! Începe răfuiala! Ce vorbești, dă drumul, ai zău! Cum a fost, hai? Ce-a zis? Nu venea să cred! De ce stai, stai jos pe pământ, că se rupe patul cu tine! Ce spune, ce zicea, hai? Ce zicea? Auzi, zicem, avem 24 de oi cu lapte, așa zicea Achim la masă. Avem 24 de oi, asta înseamnă 240 de lei pe zi. Așa le tot spunea ăsta. Ce zicea, mă, ce zicea? Ale ce zicea puturoasele, ala? Da, măsa, ce zice? Lasă-l, măsă, să ducă. Nu e vorba numai de bancă, dar sunt și ei băieți mari. Auzi, băieți mari. Hai, bă, ce râdeți așa? Urmă, l-a luat pe ăsta în grădină și nu știu ce a spus. Ce ți-a spus, bă, Nilă? Bă, ce mai întrebe? Nu spuse-i odată? Zău, mă, te-a luat în grădină ăla, a? Și ce ți-a spus, a? Ce ți-a spus, Nilă? Da, spune-mă, dă-te, n-ai mică, cine știe ce ți-o fi spus și tu n-ai înțeles. Spune-mă, spune! Îi dă drumul lui Achim să se ducă? Păi nu vă spuse-i, bă, că-i dă? Ce tot întrebați atâta? Numai să aducă bani. Zicea să aducă la toamnă 4.000. Să vezi ce gogoși le turna Achim. Ce gogoși, bă, ce gogoși ai? Auzi, 24 de lei cu lapte, pe puțin 24 de chile pe zi. Asta face 200 de lei, ori 30 de zile face pe puțin 6.000 de lei pe lună. 2.000 o să costă chiria locului de pășunat, iar 4.000 rămâne de câștig. Eu mă duc să mă culc. Mâine trebuie să merg la premilitare. Hai, mă, prostule, stai să vorbim. Acum voi ce faceți, Paraschive, ce faceți tu și cu Nilă când plecați? Auzi, mă, trebuie să fugiți înainte de secere. Să n-ai bă cine să le care greu și nici cu ce să-l care. Să vedem ce o să facă fără voi, mă, ce o să facă fără voi. Tu când pleci cu oile, Achime? Nu știu, o să vedem. Să vorbim cu alu Cătănoiu. Mă, zic că după o săptămână în urma ta luăm cai din grajdi, încălicăm pe ei și fugim. Așa. Nu-i așa, Nilă? Băi, eu v-am spus, fugim. Păi? Dar nu putem să furăm caii din grajdi. De ce, mă? Află lumea, bă, și ne facem dărâs. Iete-te al naibii, vezi să nu-ți dau câteva blegule. Te-am brobodit al de tactul să stai să muncești pentru copiii lui, să-ți iasă sufletul. E caii voștri, mă, e averea voastră. Dacă nu murea biata măta, erați și voi în casa voastră. Nu ca acum că n-aveți loc de puturoasele alea. Op, Nilă, nu ești că ăștia la-ți doi. Ați muncit, mă, de când erați mie și nu v-a luat niciodată o haină pe voi, cum e copiii oamenilor. Numai la alea le-a luat. Tita are crep de șin. Ilinca e de mătasă. Aia are scurtecă de catifea. E plină chichița lăzi cu mahmudele și cu icușari. Acum e munca voastră, proștilor, mă, proștilor. Să fiu eu ca voi, aș sparge la ta într-o noapte și aș lua toate mahmudelele. Mă, Nilă, mă, auzi ce zice Gamaria? Păvane, ai sta și ai munci pentru ei până ai cădea jos dacă n-am fi noi să te învățăm. Ia mai tași, bă, din gură, ia mai tași, dracu, din gură, ce tot vorbești? Ce să teacă din gură, mă, ce să teacă din gură, că așa este? Te super că zice Plăvan. Păi de când munce și umbli de scul dezbrăcat pe degeaba, a? De când, mă, Plăvane? Bă, Nilă, bă, ce am vorbit noi până acum, am? Nu ne-am înțeles așa? A? Ne-am înțeles. Dar vezi să nu-ți dau un pumn după ceafă. Dai tu un pumn. Dau, Achime, dau. Hai, mă. Hai că mă duc, că-mi e să... Nu te naibii, o să vezi tu de la mine loc de casă. Prostul ai fi că ți-mi dau. Du-te, mă, du-te! Fierăria lui Iocan era așezată la o răspântie de uliți. Părinții fierarului Iocan fusese rălăutari, dar Iocan era un băiat urât, avea o buză peste măsură de groasă și lăsat în jos. Și chiar dacă ar fi izbutit să învețe să scârție la vioară, tot n-ar fi făcut nimic, fiindcă n-avea deloc glas. Tatăl său îl dădu atunci la o școală de meserii. Iocan, fiul, stătu 3 ani la școală și nu mai vrut să-l urmeze și pe al patrulea să ia diploma. Deschise încă de tânăr un atelier de fierărie și începu să lucreze. Odată cu însurătoarea, Iocan dărâmă atelierul până la temelii, ridică altul de 5 ori mai mare,
cumpără foale uriașe, cum nu avea nimeni dintre fierarii vechi din comună, și mai ales înlocui nicovalele și baroasele cu unele mari și piuitoare care se auzeau până departe. Cu toate că se îmbogățise, Iocan lucra mereu cu aceeași putere ca la început. Se scula cu noaptea în cap și începea să lucreze cu sete. O căruță făcută de el nu se mai desfăcea până nu se rupea lemnul. O osie ruptă, fiartă în atelierul lui, ținea mai mult decât una nouă. După vreme, începu să primească lucruri și de prin alte sate. Cu toate acestea, el nu părăsi lucru mărunt, potcovitul cailor, fierberea unei osii, belciugăriile. Totuși, de vreo câțiva ani încoace, Iocan nu prea mai lucra cu atâta râvnă. Se îngrășase și mai mult și mai ales începuse să facă politică. Fierarul fusese la început averescan, apoi votase pentru PNC, Mihalache, și după asasinarea lui Duca de către legionari, devenise liberal, fracționist, ca și Moromete. Nimeni nu știa ce legături făceau ei între asasinarea primului ministru și fracțiunea brătinistă. Adunările cele mai zgomotoase aveau loc în poiana fierăriei, mai ales duminica dimineață. Dar dacă de la ele lipseau Moromete și Cocoșilă, nu erau prea reușite. Moromete era abonat la Mișcarea, Iocan la Curentul, iar Cocoșilă primea dimineața. Și dacă veneau fără ziare, asta însemna pentru ceilalți că Moromete și Cocoșilă erau supărați și n-aveau chef să discute politică. Totuși, rare ori, poiana era goală, chiar dacă Moromete și Cocoșilă nu erau acolo. Se găseau destui ambițioși care încercau să le țină locul. De la o vreme, Moromete începuse să se intereseze mult de dezbaterile din Parlament, mai ales de când aflase că Iorga ia parte la ele. În ziua aceea, Moromete se duse la fierărie, mai ales pentru a-l întâlni pe Cocoșilă, ca să citească dezbaterile din Parlament din ziarul lui, în care le găsea expuse pe larg. Moromete mergea încet pe lângă garduri cu secerile pe umăr și se oprea de la o podișcă la alta. Oamenii ieșiseră pe la porți. Plouase și vroiau să știe ce fel de ploaie a fost. Te-ai pricopțit, Moromete? A dat ploaia taman când înflorește spicul. Câte bogoane ai pus, a? 10? Da, 14. 9 bogoane, m-am jurat. Ce mi-e 9, ce mi-e 10? A dat ploaie, Moromete. Da, Dumitre, a plouat. Eu zic că a plouat de-a necat toți șoareci în găurile lor. Șoareci? Da. Ah, da, șoareci, așa, în general. Dracu i-a luat. Am să zice Victor ăsta lui Bălozu. Fusea din ori pe la ei și băui o țuică. Și că asta devine după facultăți. Moromete, adică cum? Păi nici eu nu știu. Cum e Victor, îl întreb? După facultăți ne-ai viezi. Te duci la fierărie? Da. Hai că merg și eu. Bună! Asta e Mirdra. Ci că surmea cu Ica s-ar fi dus acasă la Aldebeție în sac. Ai un flăcău, ci că i-ar fi zis. Pal de Năstase. Nu vrei să râzi cu Mizdra? Îl cire Mizdra de bărbat. Besensac l-a chemat pe Năstase. Uite, bă, Năstase, zice, Mizdra vrea să te ia de bărbat. Da. Și Năstase ce a zis? Năstase? Năstase a refuzat. Da, ce vorbe? Refuz! Așa a zis. Da. Bună dimineața, bă, Dubescu! Iată! Unde ai fost, băieri? N-am fost nicăieri. Am stat acasă, băi. Ce vorbești? Păi nu te-am văzut. Iată-l pe Moromete. Iar v-ați adunat tațile la birărie, eh? Bună dimineața! Ce, Moromete? Bună dimineața! Veniți? Da, veniți! Te văd cu secerile pe umăr. Grăbește-te, că-ți rămâne grâul pe câmp. Păi de ce, Iordane? Nu o să te chem pe tine să mi-l seceri tu? Băi, ce e cu Marmuroș Flanca? Că nu-l văd! Doarme! Da? Ești, bă, Marmuroș Flanca! Ce stai acolo în casă? Nu te-ai să trage atâta somn? Oh, no, 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 no
De ce, mă, Marmoroș Blanc și nu Vitrichin? Vezi de calul ăla, Iocan, ne lasă. Nu știi că cu Vitrichin și-a încheiat afacerile? Păi când a fost Marmoroș Blanc dat afară, nu zicea că se duce la Vitrichin, că era director general al CFR-ului, ca să-l ia de piept? Vreau să zic că cu Vitrichin nu mai are nici înclin, nici în mâine. Păi, vezi bine, Iocane, vezi. Hai, hai, Bosoghina, ia-ți calul că l-a terminat. Cine e la rând? Bă, Claudiu, că trebuie să-l împam, să mă duc repede la carieră. Adă-l împam, ia-l împam. Hai mai repede. Ce spui mie să te duci la carieră? Hai, trrrna. Ce mai faci, bă, Claudina? Ai terminat de sapă? Am terminat. Iocane, îți plătesc mâine. Ce e cu Bosoghina? E bolnav, sărac. E atacat. Și că se dea din lot. Cine dă din lot? Cum cine mă rumete? Bosoghina. De ce? Ca să se caute. Și n-ați auzit cu ei vinde? Mă rumete se interesează. Vrea să aibă trei loturi. Tudor Bălosu ce-l cumpără. Ia du-te încolo, mă, cu secerile tale cu tot morometei. Nu poți să ți le fac azi. Nu poți, da. Și tu ce mi-a răs fasurele cimpoacă? Parcă tu n-ai vrea, a, să-ți... Îl dau dracului de pământ cu brazda lui. Îl dai fiindcă nu-l ai? De-aia să-l ai, să vezi cum ai vrea. Băi, Ocare, dă-și tu o țigară. Ia pleacă de aici, morometei. Mama, uite tabachirea. Dați-vă la o parte, mă, păzea că vine cocoșilă. E îmbrăcat de sărbătoare, pălărie și chimir de piele peste cămașa albă. Cu coale nu scoase din izmene, mă. Deștepților, mă! Bă, deștepților, ce v-am spus eu cu alate? Ce ne-ai spus, cocoșilă? Ne-ai spus că o să plouă. Bună dimineața, mă, ești frumos, frumos. Unde-și, bă, Moromete? Unde-și, bă, pâlicul? Ia două țigare. N-am. Ce n-ai? Ce vorbești, bă? Uite. Ia. Așa, scoate din chibir pachetul ale de sucut. Așa, bă. Ia uite că-ți iau și ziarul. Auzi? A spus, Moromete? Nu mai citi, bă. Lasă că am citit eu înaintea ta și sunt deștept, ascult aici la mine. Degeaba are, băi, creierii, Iorga. Da, așa crezi tu. Iocane! Mi se pare că Moromete le părăsește, mă. De ce, Dumitrie? Păi, fiindcă îi place de Gheorghe Brăteanu. Mă opresc ca la trăiesc pe podișcă, Moromete cu mișcarea în mână. Ei, ce mai spune ziarul Moromete? E hoț pe măsa, zice. Cine întreb? Ăsta, Gheorghe Brăteanu. Păi parcă spuneai că e deștept. E deștept, dar e hoț. Dimineața, era cu Bosoghina, e bolnav. Au zis că... Băi, un lot. Păi ce crezi tu al mie, ai că... Auzi, dacă trădezi partidul, să nu te mai prindă în fierăria mea, Moromete. Îți dau cu barosul în cap, auzi tu, mă? De ce, mă, eu care, mă, crezi că fără mine n-ai să ajungi primar, a? Ce mai faci, mă, al mie, ai? Ce să fac? Bine, tocmai veni. Vădine, e vorba să ajungă Iocan primar, mă? Sigur că nu, deșteptule, când ar veni alegerile... Parcă vă văd cum o să votați toți cu Aldea Aristide. Parcă vă văd. Mănânci? Păi ce crezi că dacă Gheorghe Brătianu iese la putere, o să ia la ceartă cu brătienii înalți? Tot liberase și tot Aristide o să rămână primar. Dar vrea eu când să ajungă primar. Dar ai dreptate, Cocoșilă. Înțelegi, mă, lumea? Are dreptate, Cocoșilă, bă. Gheorghe Brătianu, Dino Brătianu, bă. Ești prost? E ce, bă? Ete, că veni și suhurlan. Bă, Iocane, bă, bă, eu te susțin. Dar este mai vază cineva cu barozul pe fierărie, hă? Hai, întrebare. Hai, Moromete, lasă-l pe Iocan. Hai, citește și nou ziarul ăla. Hai, vei tu. Auziți, bă, ce zice regele. Auziți ce zice majestatea sa. Abia și-a încheiat discursul său domnul ministru al agriculturii că fanfarele au intonat solemnul imn și însoțit de suita sa și a făcut apariția în sala congresului primul agricultor al țării, majestatea sa regele. Da, din nenorocire, zice majestatea sa, dacă agricultura este ocupațiunea manuală principală a românului, nu este totdeauna și ocupațiunea sa mentală.
Ia uitat-o-mă, soare, Marborovete! Da, bă, Dumitre. Adică, ocupațiunea ta mentală cocoșilă e la alte prostii. Bă, ia spune, primul agricultor al țării o fi mergând și el la plug? Merge, Dumitre, merge. De ce să nu meargă? Când se desprimăvărează, iese cu plugul în curtea palatului, amă, și se duce și el la rat. O fi avut o mântă? Are așa ca în frun roșii jumătate. Are mai mult. Că trebuie să-l țină și pe ăla micul, pe Mihai. Trebuie să-i dea să mănânce. Ești prost? Ăla micul are lotul lui de la măsa. În fine, lasă. Ia uite aici, tragedia orașului Guernica. Ne respectând a doua oară hotărârile comisii de neintervenție, o escadrilă de avioane germane a bombardat. Da. Și din 10.000 de locuitori au mai scăpat 800. Restul pierind în flăcări, sub dărâmături sau uciși de piloții care îi urmăreau de la mică înălțime. Cum dracu să tragi, mă, cu mitraliera din avion? Uite, așa ar trebui și pe aici, pe la noi. Lasă, bățucurleane, mă, lasă să trăiască lumea în pace. Ne ajunge cât moare pe acolo. Ce dracu o fi făcând acolo în Spania? Ce caută neamțul? Ce să caute? Vor să ia pe coace. Păi ce? Nu-i vine neam să stea. A uitat ce-a pățit la Mărășești. Bă, tu spui, Dumitre, spui asta ca și când toți nemții ar ști ce le-am făcut noi la Mărășești. Păi să știe, tirar al dracului. Ești prost? Neamțul e ca al de Gheorghe al lui Dubeașcă. Îl punea jos al de voi cu câinarul și îl bătea de ziceai că-l omoară. Pe urmă se pomenea iar cu el. Bine, mă, Gheorghe, mă, nu te bătui eu pe tine al alteri. Ce-ar face? Zicea lui Dubeașcă. Și-l bătea iar. Da, cum? Nu-i sigur că Păi și ăsta un punct de vedere. Aha, ia uite-l, uite-l pe Victor al lui Bălos. Bună dimineața! Cum e cu facultățile alea, Morobete? Bă, Dumitre, dacă eu te-aș înjura acum de măiera dumneitale, ai zice că sunt al dracului, nu-i așa? Ce, bă, ești nebun, vede, dai cât de treabă. Faci dumneata pe șmecherul, dar eu îți spun că dacă mă apuc și eu să fac pe șmecherul, nu știu la care din noi doi o să-i pară rău. Depinde de facultăți. Facultățile astea au fi pus mâna tată sub pe jumătatea de pogon de vie de la Dumitru Lunae. Lasă-l, bă, Dumitru, nu vezi că e. Uite, am martor toți oamenii care te-au auzit. Când te-o-i da în judecată, să nu zici că ai pus martori falși! Să nu zici! Să leagă de mine, al dracu. Eu credeam că o să-i zică ceva lui Moromete. Mie? Lasă, bă, Dumitre, bă, lasă. E și el legionar, ce-i cu el? Pe măsa cu legiunea lui. Îmi pare rău că nu m-am sculat să-i dau o labă după ceapă. Ești prost? De ce, ne-a Gheorghe? Mă dă în judecată? Vând trei oi și plătesc amet, dar știu că-l bat în facultăți cu măsa. Crezi că aici e Spania? Păi să fiu primar și să prind unul cu cămașă verde, îl leg colea de stâlpul fierăriei și îi bat ca ele în spinare cu cămașă. Dacă nu te împușcă el cu pistolul, Iocane, ai uitat cum l-au împușcat acum trei ani pe Duca? Un prost! Cum să nu mai duc aminte? Au venit pe la spate trei inși la Sinaia, unul i-a pus mâna pe umăr, domnule prim-ministru i-a zis. Când ăla s-a întors, a tras. De ce, mă? De ce plătești atunci jandarm și poliție dacă nu e în stare să apere un prim-ministru? Păi, și că se juraseră să-l omoare chiar dacă mureau și ei. Așa ce că fac. Se jură la miezul nopții. Ești venit de piele la miezul zilei. Să vezi pe urmă cum le-ar trece pofta. Careva să zică Iocane. Așa, careva să zică. Ia să mai vedem ce scrie.
mari dezbateri în Parlament în chestiunea prelungirii stării de asediu. Discursul domnului V. Maggiaru. Domnule președinte, domnilor deputați, așa, guvernul Partidului Liberal Român, menținând starea de asediu 3 ani și cerând prelungirea și pe al 4-lea an, face o deplorabilă excepție. Ai, da. Cine e ăsta, bă, Cocoșină? E deștept. Ăsta n-a tocit băncile școlii degeaba. E deștept. Nu pricep eu cum dracu devine chestia asta cu starea de asediu. Fiindcă ești prost, Dumitrie. Dă-o dracului, Cocoșină. Ești prost. Dă-o, auzi. Zice că e de 4 ani stare de asediu. Unde dracu e? Că eu nu văd. Și e, Dumitrie? A? Ai uitat cum se dădea alarma la cazarmă? Cam asta e starea de asediu. Iese armata sau poliția și trage. În cine trage? Bă, Dumitrie, cum în cine trage, bă? Se ridică cineva contra statului și zice, nu vreau. Spre o pildă aia, din iarna lui 33, toți muncitorii de la Greviță au zis, nu vrem să mai muncim. Nu vreți să mai munciți? Treaba voastră, a zis statul. Ieșiți afară de la teren să băgăm alții. Păi nu, nici asta nu vrem, au zis ei. A, nici asta nu vreți? Atunci, pac, și-a scos armata și-a tras în ei. N-a murit acolo bietul Nicolae Ciugurlan? Că uite, frasul Stan, ia ești cu noi la firărie. Sau ai uitat? Asta, mine să mai citim. Guvernul a practicat arma diversiunii, a încurajat în fapt extremismul terorist. S-au săvârșit crime cu siguranța impunității. Dați-mă apă, dați-mă niște apă. Stai, domne. Hai că aici nu e de glumă. Va să zică, s-au săvârșit crime cu siguranța, așa, articole de înfierare. Uite, Iucane, vorbește și de tine aici. Articole de înfierare menite să arate revolta opiniei publice. Ce este asta? Stai, nu mă întrerupe, Iucane. Țărăniste. În schimb, s-au tolerat articole de slăvire. Articole de slăvire a crimei. Bă, voi auziți ce spune ăsta aici? Ai, dracule, bă. De ce ne înjură moromete, bă? După noi, bă, poiad în Parlament. Încredințat că sunt în asentimentul întregii opinii publice, cer plecarea de îndată a guvernului. Haide, cade guvernul. Ia să vedem ce spune guvernul în chestia asta, Ioane. Din discursul domnului Maggiaru s-ar putea înțelege că România stă pe un vulcan și că aceasta ar fi opera Partidului Liberal. N-aș vrea să fiu silit să... Ia uite, domnule. Oprește, moromete, că s-a fleșcăit. Vezi, mă, prostule, credeai că altă treabă n-au ei în Parlament decât să discute că ai tu folcire multă de plătit? Păi nu se putea, fiindcă era chestiunea asta la ordinea zilei. Și până n-ai văzut că nici Iorga nu era acolo. În orice caz, văd că guvernul a ieșit bine din afacerea asta. Păi și opoziția a ieșit bine când a vorbit Maggiaru la început. E bine, cade guvernul. Vin țărăniști iar la putere, vin de al de crâșma. Băi, Dumitru, bine că ți-a dus să-și aminte. Nu mai putea al de crâșmac să mai meargă pe jos. Venea de la primărie cu bicicleta. Când ajungea la pod, o striga pe fisa de departe. Da! Gina! Auzi, Iocare, dacă vrei să nu mai iasă crâșmac, iar dă-te cu țărăniștii să știi că te botez. Nu se poate, domnule, nu se poate. Protestez! Ia nu mai face, moromete!
de atâta gălăgie, că țărăniștii te-au scăpat de datorii. Minți, cocoșină, minți, minți. Liberalii au votat legea conversiunii. M-au scăpat de datorii? Da? Dar cine mi le-a pus în spinare? Cine? Păi să știi că eu fac ceva pe politica voastră. De ce? De ce înjuri ciugurlane, Pacilea? Las că nu o să ne picopsim noi mai mult ca tine. Poate că ai alte păreri politice. De 8 ani în sat au condus Aristide și Stan Cotelici și n-au făcut altceva decât să se îmbogățească. Dacă la alegeri Ocan are și primar și ar forma un consiliu comunal din care să facă parte Moromete, Cocoșilă și cu mine, Dumitru Uinae, ai avea ceva împotriva unui asemenea primar și unor asemenea consilieri comunali? Eh? S-ar putea să ai, dar tocmai asta e lupta politică, să-i combați cinstit pe adversar. De ce să înjuri? Eh? Păi asta nu mai e luptă politică, asta înseamnă că ai ceva cu oamenii. Fă și tu politică, nu te dracule. Ce e, Țugurlane? Ai ceva cu mine? Ce să am eu cu dumneata? Păi văz că ai. Asta e politică, ce faceți voi, Moromete? A, păi așa vorbește, băi. Păi, suntem aici un număr de oameni care, nu-i așa, avem pretenția că e ceva de capul vostru și... Nu e nimic de capul vostru, mă, nu e nimic de capul vostru, mă. Dumneata, Moromete, ai fost consilier comunal și ce ai făcut? Le-a ajutat pe Aristide să se îmbogățească. Nu umblai dumneata cu căruțele prin sat să strângeți pentru monument și dracu mai știe pentru ce? Mai bine v-ați în ea de politică și voi și eu. Du-te ca mine acolo la Moșie și ia pământ în parte de la Marica și atunci ai să vezi. Îmi spuse prostul ăsta de Iona lui Mihai că hai mă, Țugurlane, pe la ferărie să discutăm politică. Muncește în parte tâmpitul și iară să asculte palavrele lui Moromete. Dar ce să facă, Țugurlane? Să ia model de la tine, și când vrea să spună și el ceva imediat, Cocoșilă, ești prost, ești prost. De ce prost, bă, de ce prost? Că n-are lot ca dumneata? N-a fost și el în război ca dumneata? Atunci el de ce să muncească în parte la Moșie și dumneata cu o pogoană să-l faci prost? Din cauza dumneitare n-a primit el loc, că v-ați repezit ca orbe acolo și când v-ați văzut voi cu pământul, pe aia care nu au luat. Și acum faceți politică, țărăniștii, liberalii, parlamentul. Eștept, stau aia capie. Moromete zice de fratele meu că de-aia l-au împușcat aia la Grivița, fiindcă n-a vrut să muncească. Așa crezi dumneata că de-aia l-au împușcat? Că nu vrem noi să muncim. Mă, Țugurlane, mă... Taci, 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 că știi dumneata că așa au zis, știi? Citezi ziarele și nici ce grevă nu te taie capul. Dumitru Lunae pare mâncat, spune că nu știe. Parlament, auzi, parlament maghiarul. Ia uite, domnule, ia uite-te, domnule, la ei. Când încearcă și Iona lui Mihai să zică și el ceva, nici nu se uită la el. Că parcă ar fi mai deștept. Nu sunt eu în locul lui Iona lui Mihai să mă facă cineva prost ca... Mănânci căca, du-te! Dă-ți Dumnezeu! Băi, tu ce să vorbească așa cu mine? Ia mâna de pe mine! Ia mâna de pe mine! De ce să vorbească mă așa cu mine? Ce, am muncit la târla lui, bă? Ce vrei, bă? Pui, bă, că ești prost, dă-te, dragul! Stai, 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 bă, stai! Lăsați-mă! Lasă-mă! Eu am înțeles ce vrea să spună Țugurlane. Trei chestiuni rezultă din cele spuse de Țugurlane. Că numai cine are lot poate să facă politică. Alta, că din pricina lui Cocoșil a rămas Iona lui Mihai fără pământ. Și a treia, că nu suntem mai deștepți decât Iona lui Mihai. Nu-i așa, bă, Țugurlane? Ascultă, Țugurlane, tu nu mă cunoști pe mine. Eram în război și m-a luat un plutonier de piept, un plutonier de două ori mai mare ca Dumitru Lunae. Când i-am dat una, a făcut... și nu s-a mai mișcat. Mă, dacă mă scol acum la tine, aici rămâni în șanț. Auzi, mă? Păi vii între oameni și nu știi să te porți? Du-te la cărciumă și ia-te la bătaie cu cine vrei! Nu veni aici să te cerci cu mine!
Ți-am furat eu lotul, mă, prostule! Intră și tu în mod și ieși, taie-ți lot, dacă atunci când l-am luat noi n-ai fost în stare. Ce vorbești așa, cocoșilă? Are dreptate, țugurlan. Are dreptate? Păi are dreptate. Lasă-l, băi. Hai. Stai, bă, țugurlane. Hai. Vin și eu. Lasă-l pleca, bă. Bietul țugurlan. Bă, dar rău mai ești, cocoșilă. Da. Dau și idile, că din pricina noastră ar fi rămas el fără lot. Ce zici? Dă-l, mă, sa, că e nebun, că mă și face în jur. Vrea ca toată lumea să fie ca el. N-are el lot, nici alții să n-aibă. Nu e aia, okay. Deci? Nu. Ți-aduce aminte, cocoșilă? Cum a fost cu ăștia care au rămas fără loturi? A spus că vine la toamnă ca să împartă și moșia Marica. Marmuroș Black, da, bă, așa e. A rămas că la anul, că la anul alt, până s-a întors Marica cu maior. Tu ce dracu faci, bă, cu huma aia, Dine? Că de când citea Moromete, ai tot frământat bulgările alea de pământ galben și moale. Ba, a intrat și la mine în fierărie de la iars și l-a înnegrit. Ia să văd, bă, ce e. El a făcut. Hei, nu știu obiceiul lui? Să facă din pământ fel de fel de figuri pe care le dă apoi copiilor. Dar ce e? Moromete! E Moromete! Da, el! E Moromete! El e așa de... Parcă el e. Mai că e singur, fără familie, fără mine, fără Iocan, fără Dumitru Lunae, fără parlament. Mădine, i-ai făcut fruntea prea mare. Ia. Ia dă-mi el mie, Dine, să-l pun colea pe poliță în fierărie. Ia albă. De fapt, el n-are dreptate. Fiindcă noi am zis atunci, domne, absolut toată lumea trebuie să ia pământ. Și Țugurlan, și Ion Alumniai, și... Păi, nu se aduce aminte cu coșină. Hai acasă, hai odată acasă! Ce, Ninco, ce? Dimineață și hai repede acasă, hai că a venit albrei agentul de urmărire cu încă unul după el. Jupuitul, tu așa slab de parcă mănâncă numai vinerea și miercurea, Lasă-te că nu am apoi acasă și ce ne facem? Bă, ce ne facem, fa? Uite, aia o să ne facem. Hai, Moromete, hai dacă te așteptă. Ia face cerdeață ăștia. Așa, Paraschive, tu unde ești? Unde ești, bă? Ei, nu vezi că furca aia stă lângă gardă 3 săptămâni? Ia-o de acolo și bag-o în șobron. Ar sta acolo până ar rugini, până te-ai înțepa în ea și tot n-ai dau-o la o parte. Promete! N-am, auzi, n-am. Asta pe mizbeta de când te știu eu. Pe mine perceptorul mă întreabă dacă dumneata ai sau n-ai. Anul ăsta s-a terminat cu un an. Ia stai curajos pe prispă și nu te mai uita așa urât la mine. Ia de vești o țigare. Va să zică, foncerea pământului Moromete, 3.000 de lei. Lot Catrina Moromete, rest de plată, 2.863 de lei. Las că nu-i cine știe ce. Nelly, uite ce este. Plătește acum restanțele care sunt mai urgente și pe anul ăsta te las până la secere. Altceva să știi că n-am ce face. E, hai mai repede că până la prânz mai am de încasat 60 de oameni. Irinco, Tito, care ești fac acolo? Adu-mi un foc. Așa. Adică lei 3.000 s-a primit de la domnul Ilie Moromete. Uite-i chitanța. Las lumea cercetă atât, e legală și eu de aici de pe pispă odată că mă grăbesc. Hai bă, Neilie, hai mă, Neilie. Păi nu ți-am zis, bă, că n-am. Ce să-ți dau eu dacă n-am? De unde să-ți dau? N-am. Și dreau, bă, Ilie! Nu vezi că ți-am tăiat și chitanța? Păi văd. Nu mai mă fierbe atât că statul mă plătește să-mi pierd vremea prin curțile oamenilor. Ce dicul la asta? Ce te țin eu? Ana, Ilie, a tăiat chitanța. Păi văd și eu că a tăiat-o. Plătește, Moromete. Plătește și dracu, ne jucăm de apă pe arba. Păi te plătește, dar de unde? Tu l-am văzut că n-am? Da? Ia dreși, mă, încoa, ia-i în casă. Păi de aici peste lada asta, treba povară și mai iară! Astfel îl învățăm mai bine, domnul Moromete, să-i mă grijesc să vă dați fie impostele sfatului. Mai, lăsați toalele, mă, ce v-ați făcut la ele? Ia, să mai găsiți ce să luați! Mai nu vă dau toalele! Ia, hai, ia! Așa? Le luați și te să vă luși în casă?
Vă să zic așa merge. Deschide vada ușa. Ce nu te mai și cheamă șeful de post? Poți să fii cu 10 șef de post în casă. În casă n-ai să intri, așa să știu. Da? Da. Ai, atunci hai să luăm în curte. Ia-i. Așa. Oh. Căruța. Ia trage-o afară și la primării cu ea. Hai. Nu crezi că ai să o poți duce? Ha, mă, cai. Adică stai. Ia amândoi cai la primărie și să vezi cum s-o arăbări foncerea pe ei. Și tu, de ce ne poți să dă paraschive? Păi, nu să iai cai, că-s caii mei, tu să ai tate. Da? Păi? Ia da la o parte, mă, și intră în grajă. Nu, mă! Caii mei. Bă, părerea mea e că e mai bine să lași caii în pace. De ce nu vrei tu să înțelegi că n-am? Ia aici 1000 de lei. Uite, 2 hârtii, ia-le. Și mai încolo, așa, mai discutăm noi. E ce crezi? Că noi fătăm bani? Peste o săptămână, două, îți mai plătesc eu ceva. Se duce filmul la București și îți mai plătesc. Te rog să mă înțelegi. Oh, Dumnezeul măsii, mă, de Elie, de 6 ani de zile de când mă cărei cu nata, parcă ar trebui să-mi plătești mie, nu statului. Oh, acum trebuie să scriu altă chitanță. Așa, 1000 de lei. Na, ia-o pe asta nouă. Răspund pentru ultima oară, Morobete, că dacă nu vii la primărie să plătești, peste 2 săptămâni vin eu cu jandarmii și te iau și pe dumneata, nu numai ca ei. Legate iau. Ce dracu, bă, Elie, ce dracu, bă? Nu poți să plătești câteva mii de lei? De ce nu plătești toată și scapi de belea? Ce aștepți? Păi de unde să plătești, bă, dacă n-am? Mai dă-mă o țigare. De unde să plătești, jupuitule? De unde? Că-ți mai spus și adineau. Dacă aș putea să fac bani, de câte ori ai venit, aș face. Dar nu mi-e la altă cum plătește. Oh, lasă, domn, că albea ta n-a mai pomenit. Sărac nu ești, copii nici n-ai, bolnav nu ești, atunci cum? Toată lumea plătește loturile, numai bea ta un tins gaia mațul de mai bine de 15 ani. Care 15 ani? Cu care 15 ani? Cum care 15 ani? Păi când sunt de la război când ai primit lotul? Sunt 16-17 ani. Care 17 ani? Ilinco, Tito, care mai dăm un foc de la, hai. Cu care 17 ani? Păi cât e de 920? Sunt 17 ani, 17 ani. De 17 ani o lungești, ba cu plata titlor, ba cu foncerea. Vine conversiunea și te scutește. Se împrumută pe urmă, domnul Moromete, la bancă, ca un ghimpașe, cumpără oi și cai. Ai 14 pogoane de băbâși, din 14 pogoane, auziți, nu e stare să plătească loturile pe care i-a dat statul pleașcă. Care 14 pogoane? Care pleașcă? Du-te, bă! Jumătate, dar eu îți spun pentru ultima oară. De 6 ani de zile de când sunt agent, îmi scoți ochii, ba cu 500, ba cu 550, ba cu 600 și un leu. Bine că îți dau și leul ăla. Bine că îmi dai și leul ăla. Eh, află carul ăsta, nu te mai las eu pe dreata să mai joci comedia. Ajunge la 15 de când șoștiri bomba. Elie, ți-am adus iarul, bre. Ia vezi, ți-l arunc peste gard. O, și mai face și politică. Îi vine ziarul acasă prin factor. Ia bora la ziar și forcerea, nu vreau să o plătească. Aha, face politică. Ia bora la ziar. Ia-i mai să plecăm de la asta. Și voi trebuie să puteți să plătească. Las-o să stă prin doamnă. Ce se aude? L-am păcărit, bă, bălosule. Cât mi-ai dat tu pe salcă? 1200. L-am păcărit cu 200. I-am dat numai 1000. Ce mi-ar place să vii la mine la poartă și să mă rogi, mă, Moromete, mă. Auzi, băi, Moromete, tu te mai gândiști, mă, la ce-ți spuse eu azi dimineață? O, îți dau bani frumoși pe el. Ce? A, locul? Ce dracu faci cu el, mă? Stă de ani de zile acolo și crezi că aieți pe el. Păi să zici că ți-l cumpără cineva. Na, nu poți să zici. Că nu e bun. E înghesuit. Să fac eu acolo un coșar pe el, mai merge. De fapt, nu se poate loc mai bun pentru Victor să-și facă o casă. Băi, a vândut, bă, boțoghine din lot, ca așa se spune azi pe la fierărie. Da, m-am gândit să cumpăr eu. Da, să văd cum îl dă. Ziua bună! Bine, bine, bună ziua, taică, bună ziua! Al cui este? Al Bildii. O fi însurat? Nu, bă, nu este, nu e. Dar pe unde este Bilda asta? O să stea prin Cățelești. Dar de ce te miri tu, a? Păi tu n-ai văzut? Ce să văd, Moromete, ce să văd?
N-ai văzut, bă, ce urât e? Bă, eu dau dracu de om, care eu îi spun una și el face păsturi, auzi? Bă, dau dracu! Bă, stai nebun! Bă, bă, losule, bă, nu e locul meu, bă, degeaba te superi! Ia-l sorbi, bă, nu spuse de dimineață! Sau tu ești zăpăcit! Îmi faci pe mătă de chior. După ce că ești chior, nici nu mai auzi bine. O să-i arăt eu domnului Moromete. Domnul Moromete vine în casa mea și bea țuică și pe urmă se duce la firărie și îl pune pe Dumitru Lunaie să-și bată joc de mine. Tot își bate joc. Lasă, tată, lasă, pune o mână pe locul lui de casă, nu-i vorba de asta. Dar nu e întâia în jurată când domnul Moromete își bate joc de noi. O să-i arăt eu domnului Moromete. Moromete avea uneori obiceiul, semn de bătrânețe sau poate nevoia de a se convinge că și cele mai întortocheate gânduri pot căpăta glas, de a se retrage pe undeva prin grădină sau în spatele casei și de a vorbi singur. Cineva îl întrebase odată în glumă, de ce vorbește singur? Și Moromete îi răspunsese serios că asta e din pricină că n-are cu cine să discute, în sensul că nimeni nu merită să-i asculte gândurile. Poate doar Cocoșilă. Petrecea seri lungi cu prietenul său, Cocoșilă, discutând politică sau ascultându-l pe Niculae, care citea povești grozave din cărțile luate din biblioteca școlii. Erau seri tulburătoare. 11 frați care suferau vraja de a se rătăci în timpul zilei ca 11 lebede și la apusul soarelui cădeau pe o stâncă în mijlocul mării, iarăși oameni. Cum stăteau îngrămădiți unii în alții, chinuiți și înspăimântați de întunericul nopții și de valurile furioase care amenințau să-i smulgă, și suferințele îndurate de sora lor care trebuia să țeasă într-un timp dat și neavând voie să vorbească 11 tunici de urzici ca să-i scape de vraje, și cum n-a avut timp să termine brațul unei tunici și frățiorul cel mic a rămas cu ceva din aripa de lepădă. Dar Cocoșilă, Cocoșilă era un ins care stârnea în Moromete ceva neînchipuit de plăcut, ca și poveștile lui Niculae, dar se și răfuia cu el în probleme de politică. Cu mulți ani în urmă, făcuse vâlvă un nou partid, care își spunea Țărănesc, și al cărui program îl entuziasmase pe atunci pe Cocoșilă. Moromete se arătase rezervat. Moromete era liberal. Și când Partidul Național Țărănesc luă puterea și Cocoșilă se înfurie că Maniu și Mihalache nu numai că nu-și respectaseră programul, dar se și dovediseră parcă mai flămânzi decât brătienii, Moromete nu-l cruță pe prietenul său. Îl luă peste picior și observă că proștii n-ar trebui să aibă drept de vot, fiindcă din pricina lor suferă țara. După 4 ani, Partidul Liberal veni însă din nou la putere și Cocoșilă se răzbună, fiindcă Partidul Liberal mări impozitul funciar și introduse taxa de barieră la piețele de schimb. Ești prost, spunea el, pe toate tonurile, uneori cu resemnare, alteori cu îngăduință, după împrejurări. De fapt, se străduia să-l convingă pe Moromete că el, Cocoșilă, e mai deștept, ceea ce pe Moromete îl înveselea cumplit cu atât mai mult cu cât Cocoșilă, față de alți oameni, se purta cu totul altfel, înjura cumplit, batjocorea și nu spunea, ești prost, ci mai rău. Curând însă Moromete înțelese că dacă toate acestea aveau pentru el un rost nu mai mic decât munca câmpului sau grija pentru ceilalți ai casei. La urma urmei, era atât de rară bucuria de a sta de vorbă cu un om deștept, în stare să glumească inteligent. Și Cocoșilă, în afară de cazurile rare, când înjura prea mult, era pentru el un astfel de om. Nu la fel gândeau cei 3 băieți ai lui, Paraschiv, Nilă și Achim, care nu vedeau niciun rost în aceste seri pierdute cu povești și cu discuții despre Maniu și Brătianu. Dezamăgirea însă nu fu prea mare, fiindcă nici copiii altor oameni nu erau mai breji decât ai lui. Toate acestea îi veniră în minte în această dimineață. Domnule, ce discută ei în Parlament?
exclamă deodată enervat, uitându-și talpa desculță peste un fir de porumb. Ce înseamnă situația asta? Se supără el. Păi dumneata, nu-ți dai seama că toată lumea stă cu ochii pe tine să vadă ce faci? Oftă, se aplecă la rădăcinea porumbului. Pipăi cu palma adâncimea pe care o atinsese ploaia. A dat ploaie, constată el. Apoi se sculă hotărât și se îndreptă spre grădini. Pune-mă mâna pe topor și nu mai cu viață, că de-aia te plătesc, bă, puturosule, bă. Hai, mișcă mai repede. Stai Paraschive pe lângă gard. Așa, acum te duci? Abia aștepta să plece ăla și... Parcă era vorba să rânești ca să nu ajungă băligarul la grindă. Te găsi inima rea de graj. Oh, de-ar muri ăla, ați cântat de bucurie. L-ați adus în stare să vândă salcămul. Uite-i pe al de bălo și cum îl ciopărțesc. Ce râde lumea de noi de bine ce-am ajuns. Ia mai taci din gura aia, mamă, ce ai cu el? De ce te legi de el? Și mai spui că te vorbește lumea rău prin sat. Pe cum să nu te vorbească? Uite, că se întoarce și că se duce la graj. Ce-ți pasă ție? Vine ăla și când o vedea grajdul nerănit, iar începe să înjure. Parcă n-ar avea destule păcate. Oamne, să-l mai auzi acum în sfânta duminică, înjurând. Tito! Ce vrei? Ia vezi că eu mă duc la biserică. Ai grijă și pune de mămăligă. Bine. Du-te în grădiniță și ia de acolo niște ceapă. Pe urmă culege ștevie și... Culeg și ștevie. Tot ciorbă, că altceva nu mai e. Da, da. Că asta iarna au băgat în ei un porc de mai bine de 100 de kilograme. Bine, bine, spunea, mă, tată, vine mai... vara, mă, mai păstrați. Plângeau la mine, parcă nu le-ar fi trebuit tot lor. Acum să bage nimic. Iar în ce, mamă, vezi să te audă. O să audă, de ce să n-audă? Că tot așa întăcușa cu autoia salcâmul, să facă bălosul casă. Bine, că ei nu mamă, sunt în stare să facă. Așteaptă să moară ăla, să ne dea pe noi afară să rămânem pe drumuri. Uite și fost asta, merg cu ea și mă vede lumea. Au cărat la șanț un porc întreg și 300 de cușuri de porumb. Puteau să păstreze, să nu ajungem să dăm și cămașa de pe noi. Că vine precitorul, că dacă... Să rupă-ți marciul, gravina, hai și căută! De ce ne-a dat, mă, sau cum și-a coasat în geopuri? De bagă și al vostru, Paraschive! Tito, du-te și spune-i Mariei să plece de aici. Ne face lumea de câte bază. Că Paraschiv colțatul ăsta altă treabă n-a avut adinea ora. Pentru că nu să-i spună. Parcă ar avea noi fiere la inimă. Nu m-a dus o yoga, Maria tot ar fi venit. Că nu-i s-a acum. Câine cu neamul vostru. Ți-l-a vândut al noastră. Dar nu ți-l-a vândut, mă, oatele. Cum ți-l-a vândut, dacă e salcâmul meu? Și dacă ți-l-a vândut, voi nu știați că al meu nu vii mai boala de bălos azi și mâine. Dacă nu pleci de aici, nu vine, Matina, auzi! Cu tu, dacă! Vino, faci cu fata!
Lăsa, 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 chestiunea asta nu prea vine mie la socoteală. Plantare sucurile ei care... Mai bine închină-te la Dumnezeu să nu dea piatră și nu mai cârti împotriva norilor. Tito, Ilinco, voi ăștia de stați aici pe prispă, închinați-vă. Achime, după ce stă ploaia pleci? Da, Niculae, plecăm. Uite-l și pe Cătănoiu că așteaptă. Și nu-i așa că vă întoarceți la toamnă? Așa o fi. Ia uite, galben ca ceara. O, și părul tăia de bisisicat. E drag și lui să se ducă la școală. Copiii oamenilor stau cu cartea și el zace aici pe capul meu și plânge în fiecare seară. Păi să se ducă, de ce nu se duce? Și ce să caute la urma urmei? Când de trecut clasa, tot nu-l treci. Atunci acum. Doar așa, ca să afle și-l întreabă. Nu e vorba să-l treacă clasa, e drag și lui. Că toată ziua stă singur la islas și îi s-o piure de... Paraschive! Ce-i facem? Ce dăm la caie aia? Ai să niște goceni. Păi, nene, și tu ce faci? Ce găinezi acolo pe scaun? Ia tu deja tu hamurile alea să ne mai dregem. Niculae, ia vezi unde e Sula. Hai, adu-mi coace. Ilinco, dă-i Sula lui tata. Vezi că-i pe poliță deasupra ușii. Și zici că să te mai duci la școală. Dar ce, mamă, o doare ghearele să-i dea Sula de pe poliță, a? Semen cu taică tu, neamul o vilar moartea, să nu se stingă. N-a căsătu ploaia. Eu mă duc să scot oile din obor. Hai, sunt în drum. Eu plec. Achime! Vezi ce faci pe acolo? Te lăudai că... Sormea Guica clănsă-ne pe la toate ulucii de că nu vă lasă să vă căpătuiți. Auzi, nu vă las eu. Hai, mă, Achime, mă! Când ajungem la București? Ce, bă, Cătănoaiule, bă, ce? Crezi că se mută București din loc? Nu te, bă, și aranjează, că viu și eu acum. Uite, uitați-vă și la asta. Ce mai fi aștept? Ce mai aștepți, Achime? Tu ce râzi, Niculae, ca proastă? Achime? Vezi că peste o săptămână începe secerea. Așa. Cumpără de acolo câteva seceri și trimite-le prin ăsta al lui Scămos. Că n-avem cu ce să cere. Unde îl găsesc eu pe Scămos? Bă, întreabă și tu pe cineva pe acolo, bă, unde trage al lui Scămosul de la noi din sat? Și să spui. Fiindcă toată lumea îl cunoaște pe el. Hai, mie, rovior, moartea de vorbă! Omul pleacă la drum și tu... Achime! Ia și mie, mamă, basma, că mi-e se părup în cap. E rușine și mie de muier la biserică. Auzi, mă, Achime, auzi ce spune măta. Trimite pentru ea și pentru fete așa, da. cam o duzină de bazmar. Și ce dacă zic? De ce râzi, Paraschive? De ce râzi, Achime? Zic și eu ca o mamă. Nu te mai uita, Ilie. Așa, cam o duzină de bazmale. Clușcă. Stă între hamuri și vorbește Guica al treilea. Băi, Niculae, nu mai stări în spate, mă. Dacă și anul ăsta bisisica rămâne stearpă, o tai la București și o vând. O tai, da? O tai? Hai că eu plec. Prin grădină, vezi să nu bage tatăl de seamă și tu treci cu la ei. Mă duc, mamă. Măi, Ilie, Ilie, scoală sus, jandarmii, Tito, Tito, hai, ce stați, intrați în casă, hai, Tito, hai! Momente! Mă
ta și pe tine, găinarele. Parcă ai fi mâncat cu mine dintr-o strache. Acum de ce mai zis pe cântul să mă scoră degeaba? Ce-i zi având cu mine? Păi, doamne, te dau să fii pe la pată! Hai, doamne, că nu o să te mănânci, hai! De ce mai porți pușca aia în spinare? Hai, mașcă, strângă, mașcă, mașcă! Dacă te mușcă, îți dau autorizație să tragi în ea. Neilie, bună dimineața! Așa, pe mâta de urți. Neața, domnule Florică. Hai să stai scăpris. Uite, mai dreg și eu hamurile astea, că s-au cam prăpădit. Neilie, unde e băiatul ăla al dumitale care a fost duminică la Rătească cu caii? Trebuie să le iau la post. Am primit o reclamație de la moșie. Azi dimineață personal a venit la mine administratorul și a reclamat. S-a apucat cu omul ăsta de-l vezi aici cu capul bandajat. Că l-am adus de aici. A băgat caii și oile în ovăzul moșii și l-a bătut pe pândac până l-a nenorocit. Uite-l cu ăla. Și a luat și pușca. Acum te-ai lămurit? Cine s-a apucat cu omul ăsta? Administratorul? Moromete? Moromete, nu te preface că nu înțelegi. Hai, bă, Neilie, lasă țigarea, că n-am venit aici să stau la taifas cu dumneata. Păi, tu mă vezi pe mine tăifăsuind sau nu ești în toate mințile? Moromete? Moromete, nu glumi cu mine, că o pățești. Păi, de ce s-o pățesc? Ce m-ai prins cumva furând găini? Cheamă băiatul, Moromete. Cheamă băiatul și nu mai sta cu mine la discuții. Eu n-am nimic cu dumneata. Dacă ar fi vorba să am, întreabă-l pe Milă. Îl al băiat al dumitale. Păi să spună cum m-am purtat cu el la premilitare, când era să o pățească. Păi ce dracu, ne jucăm de-a baba oarba? E, firara dracului de om, te porți bine cu el și îl jefuiește moșia. Cheamă băiatul. Cheamă băiatul, atâta spun. Nu-i fac nimic. Îi iau declarație și pe baza ei să se judece cu ăsta. Du-te, domne, la alții, la al de Bălosu sau la al de voi cu Cârnarul, că și iau băieți care se duc cu vitele. Moromete, nu mai scălda, eu spun cu frumos. Nu mă face să pun soldații pe urma lui și pe urmă să spui că sunt om al dracului. Uite soldații cu alea. Băiatul dumitale a fost cu caii și cu oile și a intrat pe moșia boier. Așa-i, așa. Păi, nu e boier, e boieroaică. Să știi că te dau în judecată și o pățești urât, Moromete. Omul ăsta nu minte. Așa e, așa, așa e. Pe ce crezi că i-a cășunat așa ca orbul pe băiatul dumitale? Dar de ce i-a cășunat? Păi ca orbă ia cășuna, nu vezi? Cine știe cu cine s-o fi bătut și fiindcă n-a mâncat destulă bătaie, îl taie capul să intre în târla mea cu șeful de post. Nene, nene, eu n-am nimic cu dumneata, dar știu că e băiatul dumitale. Am întrebat al cui e locul și mi-au spus. Am întrebat și pe băieți și mi-au spus. A lui Ilie Moromete. A lui Ilie Moromete, bă, dar și de mai ești, bă. Păi tu ce ai fi crezând? Că numai un câine e ciun de coadă? Mă, Moromete, mă, Moromete, bă, caută băiatul și nu mai discuta, eu atâta spun. Bă, ia. Voi de acolo, ia puneți mâna și căutați-l. Puneți mâna pe el, că dacă îi se adun băiatul, o să-mi dea pietre roșii cu altceva. Hai, voi în casă, voi în casă, eu mă duc spre grajă. Tu-l cunoști? Îl cunoști mult. Așa, fuci. Da, cum să nu-l cunoști dacă te-a picnit în moalele capului? Bă, în loc să te apuci de muncă, bați câmpii în bocan și-l păzești pe boier. Auzi, bă, prostule, că nici nu știu cum te cheamă. Bine ți-a făcut. Bine ți-a făcut dacă zici că te-a bătut și nu-l mai căuta degeaba, că a plecat la București. Așteaptă și tu să se întoarcă. Până atunci îți mai trage cineva o bătaie. Nu e. Nu e. O să vezi tu, Moromet. O să vezi. Așa. Pune-o mâna pe el. Hai. Nu mai zici că suntem noi proaste? Na, mai zic și acum. Că ești deștept tu să te ceri, spun pândar. Ai umplut pământul cu deșteptăciunea ta. Intră, fă în casă. Acuți în fixul asta undeva. Desfrânature, ești mort după ședere și după tutun. Abar de grijă n-o să am, să știi. Uite că intră în casă. Vin și eu. Tito! Ilinco! Hai la tată tu! Hai, că ce o să fie acum fără voi? O să fie voi de capul nostru! O să mâncăm numai știri și urzici! Păi da, te-ai găsit grija! Când îl îndemnai pe tata să-l lase pe Achim să plece, mă făceai pe mine poastă! Ha, Tito, ha, că nu o să murim! Trăiește-l meaș fără voi!
Mai rău de tatu că vă duce grija și nu știe nici el ce să mai fac. Da, ba o să-i dau să mănânce, nu mai urzici. Nu-i așa, Ilinco? Ia taci, mă! Nu asta e. Nu e rău, Ilie, că i-ai dat drumul lui Achim la București. Dar de ce trebuia să-i dai drumul, mă, cu toate oile? Ei, nu se putea să fi lăsat aici 7-8 dintre ele să avem și noi ce mânca? Ei, se putea, cum să nu se poată? Dar așa se întâmplă într-o casă unde e stăpânul și de toată ziua și bea tutun. Mamă. Toate ies de andoasele și toți trag în toate părțile. Păi cum o să fie bine? Că dacă ne-am învățat cu ele, acum o să fie rău? Mai bine noi am fi luat și n-aveam greutatea la bancă. Nu mai tu ești vinovat, Ilie. Cu 5.000 de lei pe care i-am plătit astă toamnă la bancă, cumpăram o vacă și era mai bine. Și nici prăpăditul ăsta de Nicolae nu se chinuia cu ele pe izlaz. Că eu am zis că din pricina lunii. Că vaca dă lapte, dar oile dă și lână. Ia cu, uite, că nu o să fie niciuna, nici alta. Și fetele astea, râde lumea de ele. Râde Guica. Ce mânca oar pământul de Guica? Păi da, mânca oar pământul, dar vine Colea și te face de râs. Vine Colea și râde de asta mai mare, care vrea să se mărite cu Victor Bălosu. Pămăsa de Victor, da, cu facultățile. Pămăsa. Dar ce-ți pasă ție dacă fata o să rămână aici nemăritată? Ia mai taci din gură, mamă, că nu e vorba de măritiș. Dacă e vorba să mă mărit, uite, și mâine mă mărit, na. Bă, chestiunea stă în felul următor. Nu e asta ce zice măta. Că dacă e să cauți în satul ăsta, n-ai să găsești Catrina o fată mai vrednică decât Tita. Așa e. Nu e problema asta, nu. Și nici că am rămas vara asta fără oi. Că fetele sunt supărate și îmi spun mie că o să-mi dea numai urzici. Poți să-mi dai și scaiestit-o, că eu nu mă supăr. Ah, lovioar, moartea de socială. Vorbește ca lumea, nu te mai fandosi. Păi nu e problema asta. Ia spune odată, nu mai ține fetele aici ca o treabă. Ce facem cu foncirea? Ah. Iată, asta e problema. Ce facem cu foncirea acum? Că vine ăla peste o săptămână și nu ne mai iartă. Că nu e vorba de urzici. Atunci de ce n-ai făcut cum am zis noi, ha? De ce ai dat drumul la București? De ce ai tăiat sarcâmul? Dacă e vorba să răbdăm, marim, să știm că nu răbdăm degeaba. Că o să fie greu și o să avem. Dar nu să-l vindem ca să plătim banca. Asta păi e. Și dacă nu pleca Achim la București, cu ce plăteam? Cu ce plăteam? Cu oile plăteam. Le vindeam și plăteam. Aha, da. Aha, și ne mai rămânea și lăna și aveam și ce mânca toată vara. Așa. Mă, fetiților, mă, fetiților, mă, păi nu ne-am înțeles noi că o parte din bani ne trimite Achim să plătim banca. Nu ne-am înțeles așa? Pe ce, Dumnezeu, uităm de la mână până la gură? De ce să vindem oile? O parte din bani ni trimite Achim, iar ce n-ajunge pentru bancă mai dăm din greu. Așa s-ar făcea când ne-ar rămâne și oile aici, am plătit banca și n-am vinde cine știe ce din greu. De ce nu înțelegeți? Ar fi mai bine așa. Păi așa trebuie să fie, Catrino, așa trebuie să fie. Vedem cu toții că Dumnezeu are grijă de noi. Are să se facă greu berechet. Și în felul ăsta scăpăm de bancă pe jumătate și ne rămân și oile. Nu mai spun de banii care le rămân lor. Și dacă o să fie cinstiți și n-o să se apuce să înșele lumea, o să fie bine de toți. Hai, lasă-mă, că lasă, răbdăm și noi vara asta. Da, dar ce facem cu fonciirea? Și ce-i facem cu fonciirea acum? Că dacă ar fi să ne lase și anul ăsta, poate o veni vreo lege care să ne mai taie din ea. Trebuie să vie, fiindcă toată lumea geme. Da, cât avem noi de dat? Avem. Avem 4.000. Oh, păi mai plătește și tu din ea acolo și lasă-o până la anul. Vorbește și tu cu jupuitul, să ne mai lasă, să nu ne ia cămașa de păi am vorbit pe măsa de jupuit cu ochii ăia lui. Am vorbit. Cum să nu vorbesc? M-a trimis la perceptor, așa că numai perceptorul poate să mă amâie. M-am dus și la ăla și ăla, ăla nici nu vrea să stă de vorbă. N-ar fi nimic dacă m-ar amâna până după culesul grâului. Aș vinde și din porumb. Că o să se facă și porumbul. Și aș scăpa, dar mă apucă acum. Împrumută-te și tu la Aristide. E primar. Are și cârciumă, are și bani. Și Aristide, da. Da, Catrina, dar el nu împrumută. Dar să încerc. Mă dor oasele. Eu mă duc. Ziua bună! Am onoarea, domnule Moromete, am onoarea, toată stima. Cu ce vă pot să vii?
Păi, Coțuiculiță. Primarul ăsta e aici? Este, poftim. Moromete, ai citit în gazetă discursul maghiar și ai venit să-mi spui că o să cadă guvernul, a? Mare șmecher ești, mă, Moromete. Crezi că o să iasă eu ca primar, a? Stai jos pe scaun. Ce faci, doamne? La toamnă o să fie alegeri generale. Doamnă, bă, păi, hai că trebuie să intri în Consiliul Comunal, nu? Dar de ce nu stai în Eili? Hai, stai, domnule, stai pe scaun. Ia spune, Nea Cocoșilă, ce mai face? Cocoșilă îi înjură pe țărăniști, dar nu vrea să spună cu cine o să voteze. Te poveniști că l-ai atras dumneata să voteze pentru Iorga. A? Nu vrea. Ci că nu poate discuta cu el. Cu cine? Cu Iorga. De ce? Și că degeaba are doi creieri, că niciunul nu e bun. Iurga! Mă, Moromete, mă, ciudat mai ești, care v-a zis că degeaba are doi creieri, a? Da, degeaba, că niciunul nu e bun. Ai fugi de aici, chiar așa zice. Are doi creieri, a? Lasă-ne, Irică, tot cu ai noștri. O să votați toți. Ce să mai discutăm? Dar ia spune, ce mai faci? Vrei ceva de aici? Vreun act? Ceva? Aș vrea eu un act, dar nu se poate. Nu se poate. De ce să nu se poată? Pentru mea ta facem noi. Oare? Nu, păi aș vrea așa un act. Act. Domnul Ilie Moromete din comuna Cutare, județul Cutare, consfințim noi că nu mai are dreptul să plătească fonciile și impozite. Lasă-o, dracului de Ilie, lasă-o. Sigur, păi, îți convine să râzi, dar ia întreabă-mă pe mine. Hai, te plăti mult. Lasă-o moartă, Ilie, hai să... Anul trecut mi-a ta, nici nu știi că eu personal l-am oprit pe perceptor să nu-ți confiște căruța. Păi dacă o tot amâi, te pomenești că ți-a luat ceva. Ce? Te pomenești că ți-a luat ceva din casă. Nu, dar o să-mi ia. O să-ți ia? Lasă, că dacă o să fie ales în Consiliul Comunal, ne descurcăm noi. Că doar ai mai fost și... Nu știu de ce ne-ai părăsit așa. Nici măcar dreptul să folosești niște izlazuri nu mi-ai cerut, ca alții. Știi, dumneata. Nu? Adică eu să bătesc pentru tine și tu să mă ajut să mă descurc mai bine în Consiliul Comunal. Știi că eu nu fac aici la primărie decât să-i scălesc hârtii. N-am timp nici să mor. Dar de ce taci, Moromete? Domnule, i-am dat drumul la București. I-am dat drumul la București și e vorba să-mi trimeată niște franci. Dar mi-e frică să nu vină iar jupuitul după fonciire. Stai că nu pricep nimic. Păi n-au zis că i-am dat drumul la București lui Achim? I-am dat drumul lui Achim, lui fiul. Și trebuie să-mi trimeată niște franci. Franci? Nu pricep. Păi n-am acum să-i dau ăluia cu fonciire. Hai și? Dăm 4.000 de franci, să-i dau la fonciire și când îmi trimite fimiu, ți-i dau îndărăt. Da, mi-am închipuit eu când te-am văzut de ce ai venit, Moromete. Bine, atunci rămânem înțelești. Uite, îți dau. Prietenii mei îi împrumut cu plăcere. Hai la cârciumă că n-am bani la mine. Paraschive! Hei, Gamario! Gata! Gata, mă? Gata. Dar nu știu să mă fac cu Nila. Îmi vine să-l dau câțiva pumn după ceafă să-l fac. Vorbești, Paraschive! I-a dat drumul lui Achim, mă, i-a dat. A plecat? Hai, când a plecat, mă? De dimineață a plecat. Așa. Și am venit imediat. Mi-era nițel frică. Hai!
acum întoarce-n drept. Că și ăla se moșmondea, se moșmondea. Și ale, ce zicea, mă, ce zicea, ce zicea Paraschive? Alea nu zicea nimic. Dar ce, mă, ești supărat, de ce nu spui? Auzi, mă, acum trebuie să plecați și voi, când plecați. Paraschive, Paraschive, da să nu stați mult pe acolo. Un an, doi, și-ți întorceți-vă acasă. Eu ți-am mai spus, locul ăla din spatele casei al tău, mă, cu banii din București. Faci o casă pe el, faci o casă, mă, te însori, cumperi pământ și să mor și eu acolo, ca o creștină între mei. Să ai pe cine să mă îngrijească. Vorba lui ea să nu fie un străin, că de, suntem de un sânge. Auzi, mă, și acolo în București, mai trimite-mă și mie un frang, mă, că dacă nu eram eu să vă învăț de bine, ce făceați voi, ce făceați, nu vă mai, aoleu, nu vă mai pierdeți vremea de pomană și nu mai munceți la seceră pentru ei, mă, auzi tu, plecați, bă, hai, hai când plecați, când plecați. Nu vrea bou ăla de Nila Gamarion, auzi ce spusei? Dar ce nebun, mă? Ce că, nu, bă, că cum să plecăm cu cai să lăsăm greu? Ce că, așa zice. Plecăm acum, râdem lumea de noi, cum că ăia lui Moromete fugiră câte și trei de acasă și-l lăsare pe tasul singur cu greu pe câmp. Du-te, mă, du-te și n-auzi, vin cu el încoace. Asta-i spun eu ceva, pe serență, nu să mai zică nimic. Bine, mă, Nila, mă, păi ce vorbim noi până acum, mă? Ia ascultă, ești la mine. Lui Achim i-a dat drumul la București. Și dacă nu trimite banii, crezi că tactul e prost? Păi știi ce în stare să facă? Să se ducă peste el acolo. Și nu mai puteți să face voi nimic. Tu mă auzi, mă, mă auzi? Nu înțeleg. Mă, și vorbești. Ce vorbesc, mă, ce vorbesc, ce spun? Cum ce spui, mă, Nila, mă? Că lasă, bă, că să mai așteptăm, că râde lumea de ia, noi. Crezi că tata, când o vedea că ăla nu-i trimite niciun frang, o să ne aștepte pe noi să vină Sfântă Maria. Taci-ai! Păi dacă nu o să rămâneți voi cu buzele umflate, haide-ade. Păi voi știți ce vorbesc alea, mă, alea, știți ce vorbesc, ce spun pânsat? Că tactul are să-i treacă pe toți pe numele lui. Și are să-i treacă alea bătrâne casa și jumătate din locul de casă. Auzi, mă? Pentru că ești blec, mă, ești blec și umbli cu capul între urechi de-aia. E averea voastră, mă, mototolule! Ce ai să te faci tu dacă tactul pune alea la cale și le trece casa, hai, mă? Ce ai să faci, Nilă? Că atunci nu poți să le mai dai afară, că se duce la secție și vine cu jandarul. Tu auzi ce spun eu, mă, auzi sau n-auzi? Auzi. E casa voastră, mă, e averea voastră de la biata măta. Și lumea o să fie de partea voastră, că tactul cu nimeni nu se are bine. Uite-mă cu taci, uite-mă cu... Ce mai aștepți, mă? Plecați într-o noapte pe cai și luați-o spre București. Și când o să vă întoarceți cu bani peste vreun an și o să le dați pe alea afară, lumea o să zică, bine le face, bine le face. Atât a trebuit să plece la București din pricina lor. Așa le trebuie că au vrut să pună mâna pe averea fraților. E averea voastră, Nilă, de câte ori să spun, mă? Nu, că lui e rușine de lume. Nu înțelege că lumea râde de noi, taman de-aia. Că îi lăsăm pe ei să ne mănânce munca. Păi bă, Nilă, bă, lumea zice că noi suntem proști. Proști, bă, Nilă. Tu știi asta? Bă, Nilă, bă. O să te tragă fetele de turul pantalonilor ca pe Năstase bese în sac. Zici și tu că ești flăcău. Eu m-aș fi însurat până acum de 10 ori, mă, dar n-am vrut. Tot pentru voi, pentru tine și pentru Achim, să vă fac oameni. Faci tu oameni. Bă, te ștem mai ești, mă. Mă mir că nu te vezi. Nu, bă, că eu sunt ca tine, bă, să dau un grop. Dacă n-aș fi eu, bă, dacă ar zice tata să tragi la jug, ai trage la jug. Ce, bă, 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 bă, mai certați. Ia, ia, hai, mai bine mâncați niște dude, ia, ia, luați niște dude aici. Bă, ce atras ca proști, ce v-a apucat? Paraschiv, tu ești mai mare, ce vorba e aia, de ce râzi de el? Parcă tu ești mai breaz. Să te duci acolo la București, te-ntorci, te însoți, faci copii, mă, da. Atunci să te vedem. Hai, ia, luați niște dude de-astea și să vă mai certați. Proștilor. E bune, mă, hă? E bune, hă? E auzi? Bune. Hai, ziceți voi, ce faceți, ce faceți, hai, ce faceți? Că trebuie să plămădesc, să vă fac niște pâine. Am și eu câteva ciurele de făină pentru zile mari. Să vă fac, mă, să aveți pe drum. Hai, înțelegeți-vă mai repede, mă. Ce să ne mai înțelegem? Gata, plecăm. Și caii, Paraschive? Hai? Păi nu cu noi, nu? Așa, așa? Cu ei câștigă mai mult decât cu oile. Astfel, de ce dracu mai plecăm? Cum, mă?
să furăm cai lui tata? Păi nu sunt cai voștri, Nilă! N-ați muncit voi anul trecut, mă! Și-ați plătit 5.000 la bancă! Păi cu ce v-ați ales voi din 20.000 care s-a împrumutat tactul, hai? Nu și-a făcut alea covoare de pe urma oilor? Sunt cai voștri, tu nu vezi, mă, ce tot naiba vorbești acolo? Acum mă supăr și pe tine! Păi vorbește și el ca să nu tacă! Ascultă, Nilă, eu încalec și plec și te las ca pe un post aici. Mie să-mi spui verde, așa te întreb. Mergi sau nu mergi? De un an de zile de când vorbim, mergem. Și acum ce faci pe... Că râde lumea, că furăm, ba că să mai așteptăm. Ce să mai aștept, Nilă? Nu mai aștept, că am așteptat destul. Bă, Nilă, mergi, mă, sau nu mergi? Merg, mă. Merg. N-auzi că merg? Nu ți-am spus odată că mergem? Păi vorbește-mă. Ce să vorbesc? Hai să mergem odată. Ce tot vorbim atâta. Dar dacă se întâmplă ceva, treaba ta, bă. Dacă se întâmplă ceva, eu răspund. În aceeași seară, fără ca Moromete să bănuiască ceva, Paraschiv încălecase pe cai spunând că se duce să mâie noaptea cu ei la câmp și o luase pe drumul spre București. Nilă îl așteptase la Guica și de acolo încălecase și el și porniseră împreună. Era o noapte cu un cer adânc încărcat de stele. Cei doi ieșiseră în goană la câmp și se opriră abia când lăsară în urmă vatra satului. Caii tropăiau și sfârâiau îndrădnici, neînvățați cu drumul pe care erau duși. De nenumărate ori, în plină goană, căutară să o ia pe drumurile lăturanice ale câmpiei sau chiar înapoi, atrași de zgomotele înfundate ale satului, de respirația lui abia simțită. La un moment dat, Nilă se opri ținând calul pe loc. Tăcerea câmpiei era desăvârșită și întinderea ei învăluită de întuneric. Ceva se pare că începuse să-l neliniștească. Nilă se uită încet îndărăt, cu teamă, parcă ar fi așteptat să fie urmărit de cineva. Șopti neliniștit. Bă, unde mergem noi? Paraschiv îi răspunse printr-o zmucitură a calului, pornind în goană înainte pe șosea. Calul lui Nilă porni și el pe urmele celuilalt. Goneau unul lângă altul în tăcere, aplicați peste coamele cailor și până aproape de întâiul sat prin care trebuiau să treacă, în afară de un automobil cu faruri puternice, nu întâlniră pe nimeni. A doua zi de dimineață, Guica își puse ciorapul de gât și porni spre casa fratelui ei să fie de față când Moromete și toți ai lui au să bage de seamă că Paraschiv și Nilă au fugit cu cai la București. Se gândea încet, cu o bucurie care îi ungea inima, cum are să se întindă vestea numai decât în sat că cei trei băieți al lui Moromete au fugit câtești trei de acasă cu cai și oile și că asta s-a întâmplat. Și Guica avea grijă să se afle în tocmai așa, din pricina celor două fete ale lui Moromete și a Catrinei lui Moromete, care vroiau ele să pună mâna pe averea fraților. Plecarea asta se întâmplase cum nici ea, Guica, n-ar fi crezut că se putea mai bine. Întâi a timp cu oile, acum o săptămână, apoi seara trecută cu amândoi cai, Paraschiv și Nilă. Astăzi era sărbătoare, sfinții Petru și Pavel, iar mâine toată lumea avea să iasă la secerat grâul. Mai întâi, moromeții rămași, adică cele două fete, Tita și Ilinca, Nicolae și mama lor, Catrina, cu Moromete în cap, n-au să mai aibă ce mânca în timpul muncilor. Apoi nu vor mai avea cu ce să se ducă la deal, o să trebuiască să se ducă pe jos cu secerile pe umăr, apoi strânsul și trăieratul grâului, căratului pe arie și celelalte munci, n-au să mai aibă cu ce le face, vor trebui să dea din colț în colț, să stea pe la porțile oamenilor dăbăvite. Acest dat din colț în colț îi săra inima Guichii. Și mai ales dusul moromeților l-a secerat pe jos și încă Nicolae nu știa să secere,
Catina Moromete trebuia să rămână acasă și să facă mâncare, să îngrijească de păsări. Moromete se dezvățase să muncească, stătea toată ziua pe miriște, zicea că leagă znopii, fuma și umbla încoace și încolo. Singurile care aveau să muncească erau cele două fete. Pe prispa casei stătea într-o parte Moromete, care bea tutun și se uita pe șosea. Din când în când cineva trecea pe drum și îl saluta. În colțul celălalt al prispei stăteau Nicolae și cu sora lui Ilinca. Catrina Moromete ieși afară, gătită pentru biserică. În clipa aceea clopotele începură să bată, femeia se închină și se dădu jos de pe prispă. Chipul ei necăjit și bătut de soare era acum liniștit, plin de bunătate. Își sumese fusta neagră de lână și își ascunse pe la spate cine știe ce albitură care nu trebuia să se vadă. Nicolae plângea încet, prelung, spunând mereu unul și același lucru. Hai, măi, Linco! Măi, Linco, n-auzi, ai, Linco! Și mie niște flori, hai, mă, dă-mă, dă! Bună ziua, Emie, ce faci acolo, mă? Tu ai oameni să-ți vii inima! Să trăiești, mă, de-i drag, mă! Hai, taci, mă, din gură, mă, dezghiocatule, mă! Până mai alaltă este ziul de coada oilor și acum te găsi coroana! Iete, să-ți dau eu flori din grădiniță ca să faci altora coroană, fai dar... Ei, faci noi niște flori, doamna Dita, ce ești așa de cărpănoasă? Ia mai taci din gură, mamă! Hey. Ați săpat vreunul grădinița? Să dau flori să fac altora coroană! Iete, mă! De ce sari în grădinița, Nicolae? Să nu te scrii pe ei o floare că sunt un loc, mă! Uite-l, mamă! Tu pleci la biserică și el... Na, că acum a venit și Guica! Lasă-l, Linco, lasă-l! Mario, ce faci cu ciorapul ăla, că o să te duci în fundul iadului? Fete. Cât e săptămâna de mare, umbli mereu pe la muieri și spui că azi e joi mare, mâine miercurea păsărilor, poi mâine lunea verde. Ne. Și acum că e sărbătoare lăsată de Domnul Hristos, lucrezi la ciorac. În loc să vii și tu să asculți barem Sfânta Evanghelie. Ha, să mă duc eu în iad. Ce e iadul? S-a întors careva de acolo? Așa e. Că nu fi mai rău ca pe aici. Când o-i mori... Intre în pământ și te mănâncă viermi. Și sufletul ce? Un abur și el așa. Trăiește, să tu o plimbă. Da, se plimbă. Se plimbă. Păi și n-are încotro, da. Se plimbă direct. Așa. Ce trebuie să fie în inima voastră? Stăpânește la spurcatul. Păi stăpânește, Catrino, stăpânește. Mamă! Mamă! Mi-a spus domnul învățător să fac și eu coroană. Și mi-a spus să veniți și voi la școală. Ne dă să învăț o poezie. Hai, mamă, că mă... Spune Ilinchi să-mi dea flori din grădiniță. Hai, micuță, că mi-a spus că o să mă treacă clasa și că să spui și eu o poezie. Domnul învățător Teodorescu mi-a zis să nu lipsesc. Că am dat examen acum o săptămână, m-a ascultat și mi-a zis să fac coroană. Hai, mamă, spune Ilinchi să-mi dea flori. Bine, du-te în grădiniță și ia florile. Hai, hai. Hai, mă, treci încoace, mă, căpățănosule, mă. Păi nu ți-am spus, mă, că-ți dau, mă. Păi ce te jelești așa, mă? Ia te plânge ca blegul. Ilinco, Ilinco, pentru niște flori, fa. Te vede Dumnezeu de sus. Păi te vede? Unde te duci tu, Gurlane? Bună ziua! E bună! Și tu, Mario, n-ai terminat ciorapul ăla? Ia că nu l-am terminat. Auzi, tu? Unde-s mă, băieții ăia? Pe ce mă întreb pe mine? Cu caii pe izlaz, unde să fie? Da? Da. Dar de ce n-au venit până acum? Păi du-te și întreabă-i, de-aia. O să vedeți voi, bă. O să te văd eu cum ai să te duci pe jos mâine la secera. Da! De ce s-au dus amândoi, fa? Ce ia găsând? Să vorbiți încă la marele să fie să-mi dragă podul, că s-a strâncat la căprimori. Tată! Tată, auzi, dă și mie pălăria ta să mă duc la școală. Și mă, pleacă-mă de aici! Hai, tăticule zău, dă și mie pălăria ta. I-am făcut o coroană. Hai, hai, dă-i pălăria să pleci, mă, că iar începe să învăță. Hai, dă-i. Na, mă, na, na, pleacă de aici, căpățânosule. Ai un cap cât o baniță. Unde te duci? Ce cauți tu la școală? Pe cum ce? Bă, dă-mă, stai, vină încoace. Unde pleci? Vină la școală. Vină încoace. Parcă ai fi o sperietoare. Spală-te pe picioarele alea, spală-te cu săpun. Și n-ai aici, da, ține. Uite, încinge-te cu cureaua asta a mea peste cămașă. Că parcă ești dăulat. Ia-o. Parcă te-a prins cineva de pe gârdă. Gata!
Doamne, șurt! Ce-i cu voi? Auzi, mă, că ne-a colit niște pândași. Ne-au intrat ca în ovă. Ce? De ce n-au fi plecat? Paraschive! Paraschive! Bine, mă, dar cine cu tine, Fira? N-ar fi să fi! Da-ți, mă, fâlăciora, mă! Ziceai că mi se îndrești ca prioarele alea ale podului. Fira, n-ai fi să fi cu botul tău, că te aștept! Du-te că vii și eu acum! Oh, alo! Bagă bărnină, cai ăia în graj! Bagă că eu mă duc! Nu ți-am spus eu, Gamario, că ăsta n-are să meargă? Oh. Firar capul lui al dracului de bou, că asta e! Bou! Bou de mere și de pere! Și de ce n-ai fugit singur, mă? De ce n-ai fugit singur? Ce-ți pasă ție de el? Dă-te la o parte de pe pat, nu vezi că troaznește? Mia! Mia de acolo, plezița, roșii, potar! Mâncați, mâncați, au pâinilor bărbita cu boală azi și mâine! Mâncați, arcoada, că nu se vine să mănânci! Și mie ți-a să-ți umpli purca în curtea mea! Vine să nu mă crinele unde l-a sprit! Plecasem, Gamario, plecasem! Și cât am trecut de Tătărăști, n-am mai vrut nimeni să meargă! De la început se tot oprea, se uita în dărățeu, ce să fac cu el dacă e tâmpit? Păi, fiindcă sunteți buni numai să vorbiți, toată iarna stați pe la mine și Gamario în sus, Gamario în jos, firața e naibii să fiți, că sunteți mai proști decât Năstase Besensac. Sunteți buni numai să veniți, vă fac cioraș, flanele! Să vă pui deoparte, ce am și eu mai bun și voi să vă moșmondiți de un an de zile. Nu sunteți în stare voi să faceți un rost. Hai, Gamario, taci din gură, taci! Și ascultați-le! Nu mai țipa așa ca o cutufană. Dacă nu știi de ce vorbești. Ce să știu, mă, ce să știu, ce să știu? Și cine e cutufană? Să nu-ți dau eu cu una peste botul ăla. Nu, să nu-ți dau eu una peste botul ăla. Să ascult. Ascultă aici la mine. Nu mai vreau să ascult la nimica. Că m-am avut și eu un loc, mă, acolo în spatele casei lui Tacto. Că o să iau pe cineva străin și o să-l dau. Că m-am avut și eu nepot și m-am făcut de râsul lumii. Un pogon de pământ am și un cap de vie și casa asta așa cum e. Am să o iau eu pe fata aia mica lui Ripiter, săraca. Să rămână ei bordei, o să se mărite și cu pogonul meu să nu stea ca mine nemăritată. Da, și o să o iau aici și o să trec și pogonul și casa și să aibă și ea grijă de mine când o să închizi ochii. Că frate meu Ilie și rudele și nepoțul, nepoțul, nepoțul. Doamne, doamne, că m-am avut și o mamă, doamne, doamne, cum am intrat ea în pământ. Gamario, lasă-o, Gamario, să se lăsă. Și m-a lăsat singură. Am avut și un copil. Și-a murit așa la și mi l-a luat, doamne, de ce mi l-a luat, doamne, și m-a lăsat singură. M-a lăsat singurică, doamne, doamne, singurică, m-a lăsat, doamne, pe pământul ăsta. Că nici de poți. Că am vrut și eu să las de poți, să rup bucățica mea de pământ, să-și facă și în casă pe ea. Să mă țin și în casa lor, ca să zic eu că să fie bine de ei, că sunt nepoții mei, mă. Și-am vrut și eu să se însoare și ei să-i iau ieri și dacă închis ochii și mor. Să ai cine să mă svele, să nu mor cu ochii pe list, doamne, doamne, oamă. Că n-am vrut rău în nimănui și am îndemnat să-și facă rost de bani, să-și facă casă, că sunt mari. Le trece vremea, doamne, că sunt singurica și mi-e urât și mi-e frică, doamne, doamne, doamne. Că dacă înveți îți ies fel de fel de vorbe, doamne, și lumea te poriclește și spune guiga! Și nimeni nu știe cum îți tremură, doamne, inima, așa picioarele, cum îți arăci mie picioarele, că nu mai pot. Nu mai pot cu viața, am avut și s-a dus și aia, dar cum s-a dus viața mea, doamne? Gamario, Gamario, hai, taci odată, că nu-i nimic, hai, taci. Dar cum s-a pus, taci ce te-a apucat! De ce nu stai să auzi cum a fost? Că nu e vorba să nu mai... Bună ziua, Moromete! Bună ziua!
Ce faci, Moromete? Hai de vară la fierărie, la Ioca. Nu, mea, ce să caut eu bă, acolo? Nu prea am timp, sunt ocupat. Bă, Elie, nu uita, după amiază la Popa Petrica, care comitești să fii acolo, că ești membru. Bă, nu vin, mă. Dar de ce, mă? Nu vin, bă, Ene, nu vin, nu. De ce? Tu nu știi că eu nu mai sunt în comitet? Ha? Am fost destituit. Ha? M-a destituit Popa. Atunci... Dar nu dai sătura, Moromete, să stai aici peste roaga poliștei. Hai la serbare, că serbare la școală, să vedeți noi ce-o fi pe acolo. Nu merg, mă, Cocoșiră, mă, ce să fac eu la serbare? Hai, mă, hai, mă, hai că treceți pe la listide și bei câte o țuică. Fac eu cinste. Zău, mă. Zău. Ce te apucă, mă, ce-i pățin, mă? Auzi, auzi, ia vezi că mă supăr. Să nu faci pe deșteptul, că dacă e vorba să numărăm cine a făcut cinste de mai multe ori, tu, Moromete, ești prost? Zău, mă, ia, mă, să începem numărătoare, hai să începem. Hai să începem, lasă-mă, Cocoșiră. Ce să las? Lasă zâncoteala, doamna, că de fapt pe tine te roade ceva și nu te poți descurca. Așa că stai să vorbim, stai aici. Ai auzit, mă? Ce? Ai auzit că am vrut să-ți spun de ieri, dar a venit Sugurlad. Ah, ieri. Ieri când mă apucasem eu de gar și de poarta dinspre drum. Așa. Și Nicolae ne spunea din poveștile alea cu Nastratin. Atunci. Da, că tocmai mă împrumutasem de la Aristide și l-am păcălit pe agent. De noi am plătit decât jumătate din foncire. Așa că... Știu, mă, știu că mi-ai spus. Dar alta era vorba. Că tocmai trecea la Dumitru Lunae. A? Și s-a apucat și el să zică ce-i trecea prin cap. O poartă sau un gar le pui odată la 10 ani, dacă nu chiar la mai mulți. Așa că ulucile... Depinde de ulucă, Dumitre, depinde de ulucă. Asta care am luat-o eu e bună, e fac. Așa o fi, da. Nu prea ai stachet bun, Moromete. Ia ține tezla și bate uluca așa cum trebuie. Hai, Nicolae, dă cuie bune, bă! Cuie bune! Auzi, era unul al cu noi. Ce-ai zis, Cocoșile? Ce-ai zis? Eu l-am auzit de ciocăriturile astea. Băi, era unul al dracului, unul Nastratin. Și-a pus poarta pe foc și pe urmă tot el s-a supărat. Ce zici, băi, Cocoșile? Cum ce zici? Nicolae, ia vezi de cuie. Și tu, Paraschive, hai numai azi puțin ulucile acolo și vină de le bate pe astea care au mai rămas. Hai, vină. Deci, în locul unde era poarta, acum era gol. Poarta mică o pusese și pe aia pe foc. Și venea, de cum aș veni eu la tine... Și intra prin golul ăla mare. Da, mă. Ia foița asta și pune tu. Cine, mă? Bine. Când venea cineva la el. Așa, mă, așa. Și ăsta striga din casă de la geam că de ce intră pe poarta mare? Că se intre tot pe poarta mică. Cum e, mă, Nicolae? Păi, într-o zi, Nastratin Hogea, lente de foc neavând. Așa. Ce dracu-i mai păsa lui pe unde intra? Îi păsa, Dumitre? Îi păsa? Să nu uite omul unde a fost poarta! Dar cine vine? Trece Țugurlan! Unde s-o fi ducând? Ia stai! Ce e Țugurlane? Îl cauți pe Cocoșile? Că vă știu certați! Să nu te caut eu pe tine, în zoa! Să trăiești, Țugurlan! Uite, mai dăm și noi din coadă până trece secera! Că după ce vine... Dar ce e cu tine, Cocoșile? Parcă-ți lipsește ceva. Niște parale! Ia vezi la Cocoșilar, zice că nu-i trebuie. Hai, mă, făzi aceea, că ești prost. Ești prost. Așa că... Hai să mergi. Hai, hai, eu am plecat. Paraschive, Nicolae, hai, lasă, ajungi. Trânge-ți de pacină. Ce mai dai, păi ce să fac? Bine. Dar ce-i cu prostul ăla de Cocoșile? Tot el mă înjură și tot el e supărat. Păi nu, zice că tu l-ai înjurat întâi. Păi da, așa și pe dumneatale te-am înjurat și dumneatale de ce nu te-ai supărat? Nu, no, nu, no, pe mine m-ai combătut. Aia e altceva. Moromete, uite, ascultă-mă aici. Dumneatale ești singurul care merită să aibă nu două loturi, trei. Trei? Păi de ce mă sigur la mine? Uite așa, să ții mintea asta de la mine. Acum uite ce m-am oprit eu la dumneatale. Împrumută-mă cu un sac de porumb. Bă, Țugurlane, bă, n-am porumb, bă. Grâu, dacă vrei. Dă-mi grâu, dă-mi grâu, că găsesc eu să-l schimb. Ai sac? Am acasă. Păi, ia cu sacul, tot și mi-l dai tu-n dărăt. Bun, trec mai pe seară după ce mă întorc de la ferărie. Așa că degeaba ai plecat-o supărat, Cocoșile.
că eu m-am purtat prietenos cu unul cu care tu erai certat. Fiindcă asta nu se făcea. Nu se făcea. Dar e voia să se împace, da, bă. Păi, cum să nu? În fine, mă, lasă-mă, Moromete, că eu de alta vreau să spun. M-am gândit aseară până să adorm. M-am gândit, am făcut țigări, iar m-am gândit... Mă, tu auzi? Tu m-auzi ce zic? Am băgut la tutun, stam și mă gândeam și beam tutun. Păi, băi, băi, la ce te-ai gândit? Of! Am fost alaltă la gară și am auzit doi inși care vorbeau. Ce spuneau? Păi vorbeau de politică. Erau doi inși, nu știu de unde. Intrase la Maridescu să ia o țuică și îi stau în picioare și discutau. Aveau o gabrioletă în fața cârciumii. Nu știu ce-or fi fost ei, dar în tot cazul oameni deștepți, nu proști ca tine. Sau ca tine. Mă rog. Vorbeau între ei, dar niciunul nu se lăsa. Vorbeau, vorbeau, uite așa le mergea gura, dar niciunul nu se lăsa. Amândoi deștepți. Bine, bine. Mă, trebuie să fi fost niște cai geamba sau unii gustori din ăștia care au magazin de grâne prin gări. Adică numai unul din ei, că avea ceafa groasă. Ăla nu cerea, că era mai spălățel, așa ca agentul ăsta nostru de la CIA. La început n-am prea înțeles, că nu știam despre ce e vorba. E cum cocoșină? E ca așa. Am cerut o țuică și m-am făcut că nu-i aud. Și pe urmă am început să prins ceva. De fapt, amândoi mâncau căca. Spuneau că o să vin regionalii la putere. E, au mâncat ei așa cam vreo jumătate de ceas și odată l-auz pe ăla mai spălatul, că dacă vin legionarii la putere, atunci e bine, s-a terminat cu partidele. Ălaltă, la Borțosu, zicea că nu se poate. Păi, dacă e vorba așa, atunci regele ce face fără partide? Păi asta întreba și el. Păi... S-a zis cu partidele, răspunde ălalt. Ori așa, ori așa, partidele nu mai sunt în stare să guverneze. E limpede că partidele n-au să mai fie. Au dus țara de râpă și trebuie oprită să nu se rostogolească. Numai legionarii pot să o oprească. Așa spunea ăla. Trebuie să fi fost legionari pe măsa, că avea pe sub haină o flanea de aia verde. Dar la Grasul ce spune? Dracu să lea, că n-am înțeles ce politică făcea. Ba spunea de legionari că nu se poate, ba spunea de maniu și de rege. Spunea că Maniu și cu regele numai ei pot să mai facă un guvern. E, mă rog, nu știu ce mânca el, că țara românească e așa și pe dincolo. Eu ce mi-am zis? Ce? Păi mi-am zis, dă-i măsa, ăștia sunt legionari amândoi. Asta vreau eu să spun ție, că nu e glumă cu legionarii ăștia. Dar mă rog, tu cum ești capiu, nu înțelegi. Pui, bă, da, e așa. Da, bă, măsa de legionar. Păi da. Hai mai bine să mergem la școală, cum ziceai mai devreme. Hai, bă, mă rog. Bă, cocoșilă, bă. Nu credeam să mă duci într-un loc atât de... La cum? Eu uite pe notarul Istrătescu cu soția, agentul CIAME, cu domnul perceptor. Auzi? Auzi? Dar pe jupuitul nu-l vezi? De? Uite, e singur cu pălăria lui de paie. A venit și vecinul tău, Bălosu. Tudor? Păi la cum? El e. Începe serbarea! Și vorbește domnul director Florică Toderici. Domnilor! Domnilor! Și atâtea, domnilor, dar pe doamne nu le vede. Sărbarea școlară din anul acesta se sărbează cu bucurie pentru părinții care și-au trimis copiii la școală și fără bucurie pentru ei care nu și-au trimis. Dar din situația încheiată iese că oamenii nu-și dau copiii la școală. Știți și dumneavoastră că cine are carte, are parte. Păi să vă spun eu, de-aia n-aveți parte, fiindcă n-aveți carte. Da, da. Și pentru mine, domnilor, să vă spun drept, că așa am obiceiul să vorbesc, și pentru mine e cel mai prost ăla care nu-și dă copilul la școală. I-auzi, Borobete? Auzi, bă, de ce să n-auzi? Auzi. Uite, eu am aici înscris 450 de elevi și din ăștia 450 și ceva, nu zic să fi venit toți, că n-ai unde să ții atâta mulțime de copii și la urma urmei, unii din ei sunt așa de proști că n-au ce căuta la școală. Nu zic 450 și nici jumătate, că așa batem recordul pe toată România și noi, domnilor,
Nu suntem ăștia din Siliștea cu mergi mai breși ca alții din alte sate. Și, cum ziceam, nu 220, dar eu nu spun nici 100 în cap, ca să nu însemna că stăm bine. Să zici că, uite, firarea dracului, ce spun aia, că suntem o țară fără știință de carte. Da, ia dă-mi, Ienăchescule, situația aia. Așa, așa. Pe clasa întâi au fost înscriși 115. Au frecventat regulat, câți credeți? 37. Și din ăștia au rămas repetenți 4. Asta e clasa întâia. Dar ei stăm bine, fiindcă pe clasa întâia tot mai vin ei. Și stăm bine și cu clasa a doua. Dar ce se întâmplă după aia, nici dracul nu mai poate să înțeleagă, să vedeți. Clasa a treia a înscris 70, au frecventat 8. 8! Din 8, nici ce să scoți? Mai poți să lași pe vreunul repetent? Cu clasa a patra? Da. Dă-mi, te rog, catalogul și situația clasei, domnule Teodorescu. Asta e cocoșilă, sunt curios. L-o fi trecut învățătorul pe fiul directorului? Pe fiecare ară, abia l-a tras. Ia uite-l cum caută în catalog, se vede că nu e sigur. L-a trecut, bă, Moromete, l-a trecut, da. Că zâmbește cu gura până la urechi. Da, da. La clasa a patra situația e ceva mai bună, pentru că domnul învățător Teodorescu a fost mai aspru decât mine și v-a trimis amenzi încă de la începutul anului. Așa e omul nostru, nu vrea să înțeleagă dacă nu-i trimiți amenda pe cap. Eu am vrut să nu mă înjure lumea și, ca rezultat, mi-au venit mari și lați 8 copii în clasa mea. Da, clasa a patra au fost înscriși 57. Au frecventat 14, între care 3 repetenți. Și dacă trecem la cursul complementar, aici nu se mai poate nici discuta. Clasa a cincea, 4, a 6, 2, a 7, a 6, ieși. Eu cam atât am avut de spus. Și să știți că în chestia cu amenziile am să tai în carne vie. Acum, doamna Lili are să vă spună cum stă situația cu fetele. Domnule Teodorescu, dragi părinți, am să vă spun acum situația fetelor viitoare. Bine, mă, Ionele, mă, dacă erai hotărât să-l treci pe fiul meu, că așa e scris în catalog, de ce nu mi-ai spus și mie la vreme și m-ai pus în situația să fac scandalul ăla de pomină de dinainte de sărbare? Dom, mății de afacere, biserica mamei lui, de copil, dacă nu învață, ce dracu vrei să-i fac? Eu te rog să mă scuzi, știi cum e felul meu, crucea lui de copil, că dacă mi-ar semăna mie, aș ști ce să fac. Dar seamănă cu soacră mea, firarea dracului, cu mama ei de soacră. Și toată ziua îl ține acolo, pe la ei. Eu am treabă, n-am timp să-l învăț carte. Pentru asta ne certăm și să fac să-mi ies din sărite. Te rog să mă ierți, să nu fii supărat pe mine. Da. Ascultă, tot de lici. Eu la toamnă îmi cer mutarea. N-am înțeles ca în școală să mă port cu oamenii și cu copiii așa cum faci tu și Ienăchescu. Personal n-am nimic cu tine, dar numai atât îți spun. Ești mai tânăr ca mine cu 6 ani și de când ești director, lucrurile în loc să meargă spre bine, merg spre rău. Băi, Teodorescu... Dacă ai fi vorbit țăranilor acum 10 ani așa cum ai vorbit tu astăzi, te-ar fi luat la goană cu pietre. Eu nu mai pot să predau în școala asta. Bună ziua! Băi... Pensiune au luat elevii Gheorghe Dumnezeu. Liniște! Se întoarce domnul Teodorescu! Da slab e, maică! La subt învățătura, că ce mai învăța? Eu nu știu de mic! Ia mai tăce singură să spună premiații! Oameni buni! Oameni buni! Puțină liniște! Domnul director a spus la început că e cel mai prost ăla care nu-și dă copilul la școală. Dar eu știu de la părinții mei că nu sunt decât oameni care au cu ce să-și dea copiii la școală și oameni care n-au cu ce. Nu pot să-i dea.
că au nevoie de ei. N-au cu ce să-i încalțe și să-i îmbrace, cu ce le lua cărți. Sunt și oameni proști care nu vor să-și dea copiii să învețe. Dar ăștia sunt mai puțini și nu sunt proști nici ei, sunt neștiutori. Și dacă sunt neștiutori, sunt tot din cauza că părinții lor i-au ținut fără carte. Oameni buni. Dar de ce trebuie să învățăm carte? Eu nu vorbesc numai de ăia sărași care nu pot veni. Dar sunt și alții care mai au. Și nici ăștia nu-i dau pe copiii la școală. Iarna, copilul, dacă stă în casă, îl scutește pe om de treanță pe el și de o pincă în picioare. Stă cu burta goală după sobă și așteaptă primăvara. Eu vă întreb, cui nu i-ar plăcea dintre dumneavoastră să-și vadă copilul îmbrăcat și încălțat și să vie iarna să învețe, să nu rămână neștiutor? S-a făcut lumea rea, mai. S-o fi făcut, dar asta înseamnă că Dumnezeu n-are grijă de ei. Oameni buni, spuneam adineaur că de ce trebuie să învățăm? Sunt țări care nu sunt așa de bogate ca a noastră și trăiesc mai bine decât noi. Ei s-au lăsat de plugărie și au început să facă fabrici. În fabricele astea ei țes pânză de America și ne ia grâul nostru pe ea, bucatele noastre. E, dacă ați ști carte, dumneavoastră ați primit pământ după război, dar viața nu s-a făcut mai bună. Unii n-au pământ deloc. Și eu am vrut să spun că trebuie să dați copiii la școală, să învețe carte și să se facă meseriași. Altceva nu e de făcut pentru copiii dumneavoastră. Așa a făcut și tata cu mine. Așa că la toamnă lăsați-i pe copiii rupți, cârpiți, să vie la școală. Rupe de la gură și ai numai o carte, două, și dă-i drumul să se ducă. Aici la Miroș e o școală de meserii și bursierii nu plătesc nimic. Am citit ieri în ziare, dumneavoastră, dacă nu știți carte, nu citiți ziare. Și am văzut că la București, la atelier Legrivița, s-a înființat o școală gratuită de ucenici. Nu se plătește nimic. Îl ține pe ucenic în cămin, îi dă de mâncare și îmbrăcăminte. Și mâncare și îmbrăcăminte. Da, da, și mâncare și îmbrăcăminte. Dimineața carte, după masă învață meserie. Stă 4 ani și după 4 ani iese din internat și primește leafă. Pe urmă, am citit chiar că la Spanțofe, domeniile statului, e altă școală. Înseamnă că dacă vă dați copiii să facă cel puțin 4 clase primare, puteți pe urmă să-i dați undeva să-și câștige o pâine. E, acum am să stic catalogul. Copii, veniți mai aproape. Premiul întâi la fete, Boțoghina Irina. Haide, Boțoghina, treci în coace. Ce să spune? Hai, mă, Boțoghina, treci și spune poezia. Spune! Niște pisise duseră la un cotoi când acesta rupse brânza în două. Lăsați călăcia, domnilor! Nu se mai au de nimic, se poate! Prost pe Spanțov și cu Grinița a venit și la primărie. O să fie afișașul să-l citiți. Hai, hai, zi, mai multe pisise. Mușcă și de cinițică, ca să potrivească vrând apoi iar și iar și iar, când acii, când colea greu, vrând lor rău să nu le pară. El a mușcat tot mereu, până se sătura pe sine și lăsă părțile mici, atunci le potrivi bine și le bete la pisici. Au dracului cotoi, așa vă să zică. Păi așa judecată mai înțeleg și eu? Ha? Ai auzit, mă, Romete? Am auzit, bă. Bă, Cocoșire, bă, ăla nu-i Nicolae al meu? Premiul întâi la el băieți... Liniște! Premiul întâi la băieți... Moromete Nicolae! Hai, aici, Nicolae! Aici, în față! Bă, Nicolae! Bă, n-auzi, băia, pălăria din capă!
Săracul de el. Nu i-am luat deloc o pălărie și uite cocoșile. Uite că nu am învățat să o poarte. Stă cu ea pe cap. Lasă-l, mă, lasă. Ia-ți pălăria de pe cap. Uite coroana și prima. Acum să se facă puțină liniște. Și spune poezie. Pe o stâncă neagră. Pe o... Ajunge, gata, ajunge, băiete, gata, gata. Lasă, nu mai tremura. Hai, 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 hai jos. Hai, nu te mai ține cu mâna de masă, hai, încet, încet. Și are, mă, băiatul tău de nu, că nu poate spune poezia. Ia-te, ia-te, mă, cum stă zâmbind cu coroana în mână și cărțile sub braț. Dar ce e? Ce are, mă, de ce tremură? Vezi și tu i-a vezi. Stai, bă, că mă duc eu la ea. Bă, Nicolae, bă, ce e cu tine, bă? De ce tremură, bă? La friguri. Nu știi că două zile mă lasă. Și una mă ia. Păi nu știu de unde să știu. Hai, ia, hai acasă, hai, nu mai stai aici. Hai, 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 coboară de pe scenă. Hai, hai să ieșim în drum. Hai, mă, hai, hai, hai. Ce are, mă, ce are băiatul? Ia, 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 ține-l, 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 că uite cum plântă. Ia, te casă coroana, înțelegi, mă, iau. Băi, mă, rome, mă, strânge cărțile alea, că sunt de la vreme, mă. Ia, ia, dă-i cu mișcă, mă, 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 mă las nițel pe marginea drumului. Nu, 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 nu te lăsa, mă. Nu te lăsa, hai, hai, hai pe aici, pe la soare. Hai, mă, că ajungem acasă acum, hai. Eu, uite, uite, pune și cărțile și coroana, da. Uuu, tăicuțule, amețesc. Mie mi-e frig rău. Mă duc în jos. Stai, mă, stai, mă. Hai, mă, mă, prăpăditule, mă. Hai, mă, că te duc în brațe, așa, așa. Ai, ai, ține-te cu brațele de după gâtul meu, hai. Oh, o vioară moartă de treabă. Că vă îmbolnăviți așa, fără nici o socoteală. Eu când vă spui, voi... Tito! Ilinco! Ei, ce e, tată? Ce-i cu asta? De ce l-ai adus în brațe? De, de ce? De, a luat premiul întâi. Ia uzi, da, ba! Da, mă, stai, să trec valea, să vezi cum mă să vă aduc eu o căpățână de usturoi. Bă, poartea de bisisica. Hai, Linco, nu te mai uita așa ca sordă și aștept de o tranță de pătură pe prismă, că mi-a rupt mâinile, hai! Aolea! Vedește-l că trebuie. Hai, mă, din nou. Ia și asta și pune-l undeva. Că se tăvăriseră în țărâne și coroana și cărțile. Ah, prăpătitul de el. Când l-am văzut pe scena aia, mi-a secat inima. Eu ziceam că o să-l lase repetent, că nici nu ne-a spus nimic. Sau, tată, a luat el premiul întâi? Nu glumești? Eu auzi, bă, așa e, mă, Nicolae. Lasă-l facu, nu-l vezi că iurează. A luat premiul întâi la băieți. Dar la fete? Ei, și tu, Irinco, nu poți până nu le știi pe toate, nu poți. Irina lui Boțoghină. Aoleo... Și taică s-a plecat tocmai azi dimineață la spital. I-a vândut din pământ lui Bărosu, că tare l-a urmărit ăsta ca să-i ia pe nimic. A vândut și a plecat la spital să plătească doctorii. Păi, dacă nu se duce la spital, ajunge la cimitir, ca el azi doi din sat asta iarnă. Mhm. Așa îi zicea și el nevestisii Angelina, că tocmai treceam pe acolo și auzi. Cine știe cât o să stea la spital. Ia mai bine înverește-l pe Nicolae decât să arzi de grijă altora. O să stea cât o să stea. Lasă, tată, că nu de curioasă vorbesc. Vai de ei, săracii! Acum o să trebuiască să o ia și pe asta mică, pe Irina, la secere. Ia, ia vezi de masă, Irinco, hai. Și mai aruncă ochii și spre prăpăditul ăsta. Ia uite la el cum tremură, cu premiul lui, cu tot. Dimineața e alburie și satul răsună încă de cântecul cocoșilor. Omul se scoală, trezește copiii, hamăcai și umblă de colo-colo prin curte. Nu este nimic de făcut. Plecarea în prima zi de seceră pare să fie un lucru obișnuit. Totuși căruța și caii înhămați așteaptă în bătătură de mult timp. Omul și copiii sunt gata. Secerile și bota de apă sunt puse în căruță. Mâncarea gătită de cu seară de asemenea. Nu se știe însă pentru ce căruța stă timp atât de îndelungată în mijlocul bătăturii. Omul se învârtește pe loc, se uită prin grădină, străbate curtea, intră în casă și strigă la femeie fără rost, întrebându-o dacă a pus mâncarea în căruță. Muierea se supără și îi răspunde că a pus-o de mult, iar bărbatul
Nu aude, nu ascultă, iese afară cu un aer grav, foarte grăbit și foarte îngrijorat. Se pare că s-a întâmplat ceva. A fost uitat cine știe ce lucru. Omul se apropie de căruță, se uită la secerile vărâte între scoarțele lui, trei, le numără, scoate una și pipăi zimți, o bagă la loc și începe apoi să caute sub cergă. Dă totul la o parte și se uită la oalele cu fiertură de buruieni, la mămăliga încaburindă. Le acoperă repede, mulțumit parcă de faptul că totul e în ordine și trece la cai. Animalele așteaptă liniștite cu buzele în jos și când omul se apropie de ele, se întâmplă ca unul din cai să ofteze adânc. Omul se uită la hamur, apucă hățurile. Căruța străbate câmpul și se apropie de capul locului. Pe timpul drumului, oamenii tac, nu prea vorbesc între ei și în această tăcere își mână caii alergând unul după căruța altuia, fără să se privească, cu o grabă liniștită în care se simte gândul stăruitor la întinderea de pământ peste care grâul s-a ridicat și s-a copt. Soarele începe să răsară. Florile albastre de cicoare, ale căror priviri mai curate ca adâncul cerului, răsar din loc în loc pe marginea drumurilor înguste și vântul ușor al dimineții care face cu grâul valuri asemănătoare ale mării și ciocârlia care țâșnește din lan și urcă cu spinarea în sus spre cerul adânc și luminos și, într-adevăr, pipalacul tulburător și barza care pășește rar printre răzoare și floarea galbenă a spicelor de grâu care nu s-au copt încă și se revarsă în aer din nimic și drumurile care lasă satul în urmă și ierburile groase de pe marginea drumurilor înțesate de scaieți puternici a căror floare uimește ochiul de la mare distanță. Toate acestea răzbat cu putere din viața câmpiei și pătrund în lăuntrul omului subjugându-l. Ajuns la capătul locului, se dă jos și deshamă caii. Copiii iau secerile în mâini și încep să se învârtească pe lângă capul încărcat cu ierburi al pogoanelor de grâu. Și aici se întâmplă ca și acasă. Trece timpul și ei tot nu încep. Stau în fața locului și se uită peste mărimea lui, se întorc spre soare, învârtesc secerile în mâini, spun câte o vorbă, ca să se facă totuși că fac ceva. Și de început tot nu încep. Haideți, începeți odată, că soarele s-a ridicat, strigă omul necăjit, dar copiii nu-l iau în seamă, nici pe tatăl lor. Ei așteaptă ceva. Smulg câte un spic, îl sfarmă în palmă și îi suflă pleava. Aruncă în gură boabele pârguite, le mănâncă, vorbesc despre grâu vecinilor și despre cei ce încă n-au sosit la câmp și de care își bat joc, sintind, își troznesc unii altuia oasele, apucându-se după gât și lucrul tot nu începe. Atunci omul se apropie de ei și strigă, bă, voi sunteți nebuni? Cel mai mare râde cu toată gura și le spune fraților, ia uitați-vă la tata, l-a găsit vrednicia. Pe toată întinderea câmpiei, oamenii încep apoi să intre în inima spicilor. Secerișul a început. În acest an, Moromete n-avea de ce să nu fie ca totdeauna el însuși, adică nepăsător, față de ce se adună în urma lui, uitând de toate și pierzându-se în miriște, în contemplări nesfârșite. Nu avea nici cea mai mică bănuială că Paraschiv socotea acest seceriș ultimul la care avea să ia parte și cu tot mai puțin bănuia că, odată cu aceasta, Paraschiv plănuia să smulgă familiei nu numai oile și caii, dar și ceva din acest seceriș. Dimpotrivă, Moromete constata că socotelile lui se împlineau cu prisos, făcuse aprecieri adevărate. Recolta avea să fie deosebit de bogată. Pentru ce avea să se teamă? Ce arde, bă! Ne coace! Murim! Voicule!
Ce-i facem, bă, cu soarele ăsta? Arde de ți-a prins țigara la el. Stai că nu e, voicule. Hai, tata, leagă snopii ăștia, că te-a apucat noaptea cu ei. Unde tot umbli? Te învârtești mereu ca un nou într-o căldare. O, bă, Ilingo, bă, ce strigi așa, bă, mă speriași. Ia uzi, voicule, auzi, bă, nu-mi dă voie să fumezi o țigară. Lovi-o în moartea de țigare. Tu se usucă legăturile acolo și te tot învârtești. Mai bine vino cu a făcut mama focul și a pus de mâncare. Domnule, una și cu una fac două. Murim. Al de voi că spuse că este uși de lui când s-a ridicat soarele la amiaz. Murim? Hai, dă-te jos, Nicolae, din căruță. Ce te cocoți așa acolo să te vadă lumea cu un becă ca un el? Lasă-l, că a fost vrenic. A fost vrenic și la școală, că a luat primul întâi, vrenic și la secere. Tată, dar ce n-am învățat? Spune că e Nico, nu secere, o bine, spune-mi secere. Ai învățat? Ai învățat, mă, țin secerea în mână, parcă ai fi o barză. Hai la masă, hai la... Hai la masă. Voi cu lume doi, eu. Vine el la secere dimineața. Nu prea de dimineață, fiindcă de ce să scoale el cu noaptea în cap? Nu e ziua destul de lungă? Și când oprește căruța și se dă jos din ea, se uită lung peste loc și zice... Bună dimineața, locule! Iar locul îi răspunde, mulțumesc dumitale, voicule! Și după ce se mai uită așa, voicu întreabă, să mă apuc de tine, locule? Și locul ce zice, tată? Păi, ce să zică Ilinco? Crezi că se ceartă cu voicu? Poți să mă lași așa, voicule, zice. Poți să te duci acasă? Ai dreptate, Ilie. Deci nu le-i place să muncească, dar se învață greu cu faptul că locul s-a tot micșorat prin vânzare. De-aia se uită lung la el. Na, acum 15 ani, când era foame de aia, parcă-l văd și acum, venea voi cu căruța și cu muierea. Era în putere, nu se cocrijease. Aoleu, bă, se ridica soarele sus și degeaba te uitai că e prânzul. N-aveai ce mânca. Mâncai numai o dată pe zi. Voicu și el tot așa mai făcea ce mai făcea și se uita la soare. Abia pe urmă am aflat noi că săracul Voicu și cu muiera lui n-aveau neam de mâncare. Noi tot mai aveam ceva așa ca să amețim o dată foamea. Eh, ne așezăm noi și mă pomenesc zicând, hai Voicule să mâncăm. Am zis așa ca omul, dar Voicu nimic, să zică și el cum e obiceiul. Nu, mulțumesc că am mâncat. Nu, tăcea. Fă. Îi spune o Catrin din speriat, să știi că voi cu are de gând să vii la noi să mănânci. Da-i atace el așa. Nu vine el, zice ea, nu. Că doar știe că atunci când vrei să chem pe cineva la masă, trebuie să spui de trei ori. N-am mai zis a doua oară, dar degeaba, că voi cu a așteptat el ce a așteptat. Și pe urmă îl văd că înfige secerea într-un znop. Păi să viu și eu să iau de vreo două ori, zice. Și când l-am auzit așa, mi s-a făcut frig. Ne părea rău, domnule, asta e adevărul. Credeam că are mâncarea lui și că vine la noi ca să-i ajungă să mai mănânce o dată până seara. Nu mai vorbesc, că uite așa, numai jumătate de palmă de mămăligă aveam. Și acum râde, voi, cu când își aduce aminte. Nu prea vine lui să râdă, Ilie, că a vândut în anul ăla trei pogoane. Atunci am vândut și noi un pogon. Da, pentru ăia trei. Să nu moară Paraschiva, Chim și Nilă de foame. Iar tata tot zicea că o să treacă pe numele mamei și al nostru, al fetelor, casa și grădina. Și nici până azi n-a făcut-o. Stăm acum să ne aducem aminte de boi bălțați. Păi dacă avem vaci, Tito, de ce să nu ne aducem aminte? Iată-și, Paraschive, iată-și, hai, hai. Veniți scola la umbră, că pe urmă... Ce cald. Mama! Ce e, Nicolae? Ce e, maică? De ce nu te odihnești? I-ai spus lui tata, mama, i-ai spus. I-am spus, măi, i-am spus, așa că lasă-mă în pace, du-te de aici. Mă duc său, că mă duc, dar roagă-l pe tata, roagă-l. Spune că ai văzut că am luat premiul fără să mă duc prea mult la școală. Și dacă tata vrea, nu o să coste nimic. Bine. Eu am să învăț și am să am bursă. Zău, mamă, ce să fac eu toată iarna acasă, ha?
Am să fiu în vacanță și o să fiu la secere ca și voi. Și numai toamna și primăvara nu o să fiu. Că toamna l-a arat. Eu tot n-am ce să fac. Iar primăvara când începe sapa, se termină anul școlar, se termină. Așa că o să fiu și eu la sapă, o să fiu mamă și nu costă nimic, nimic. Și după 8 ani, mamă, eu după 8 ani ies învățător. Ce tot vorbești, mă, acolo, mă? Ce vorbești, mă? Ce vreau, mă? Vezi, mă, să te fac eu, mă, popă, nu învățător. Hai, mă, Ilinco, ce strici așa la mine, a? Hai, bă, te faci tu învățător prost ca tine. Păi n-ai văzut că l-am primit, n-ai văzut. Și ce dacă ai luat, mă? Bă, bă, voi vă odihniți acolo sau ce faceți? Și ce vrea asta, Catiu? Că nici aici n-avem nicio clipă de pace. Zice să-l lași să învețe, că o să ia în bursă și nu costă nimica. Zice că vine și la sapă și la secere. Zice că se face învățător. Așa, Nicolae? Uhu, și da, ești tu trist? Hai, mă, lasă că te facem noi popă, nu învățător. Amă, că e mai bine popă, mă, ascultă aici la mine. Ia-i colivă și leturghii de la muieri. Lasă coliva, Nicolae, pune ce bune poroage pe legături. Lasă-mă, lasă-mă. Asta mai bine. Hei, Nicolae, ia-mă, ia. Ce? Ia acest, mă, ia să vedem dacă ești bun la învățătură. Ia, ce învelește pisica, mă? Lasă-mă, băiatul, în pace, Paraschive, și treci la secere, că la vorbă... Ia uite, mă, cât de vicelaș, pune poroagele alea odată. Hai, mă, dar ridică-te de acolo, Nicolae, și mai ce ai mă, lăsați-mă. La o muiere. Stai, mă, odată, mă, și stai în picioare și nu mai plânge ca un blic care nu știe de glume. Mie, fugi, hai, și te-a dute Ilinco după el și dă-i câteva la spate acolo. Vino cu acela acolo și lasă-l în pace. Păi și tu, Nicolae, ce vrei? A? Vrei la școală, da? Am înțeles. Dar vrei acum? Azi? Sau ești nebun? Doamne, Dumnezeule. Uite-le. Vine de dimineață cu noi în căruță, se apucă ca un băiat cu minte ce e și învață să secere și pe urmă, odată, îl trăznește că vrea să plece la școală. Vrei să pleci la școală acum? Dar nu ce-a spus de-alaltă, zicea domnul învățător Teodorescu, cu bursa. De ce n-ai zis nimic? De ce? Bă, dacă ai fi băiat deștept, mi-ai plăcea mai mult. Un băiat deștept spune odată lucrul pe care l-are de spus și a doua oară nu-l mai repete. Mi-ai spus odată, gata. Cu zei pe ăla lui Boțochină. Ia mai tăceți, mă, cu ale voastre, mă. Auzi, să o vezi pe aia mică. Pe Irina, pe primiată? Pe ea, tată. Să o vezi cum se cera lângă frasul Vatică. Azi a învățat și tremura de frică. Se cera și tremura. Dar să vezi, să vezi la băloși, că sunt toți acolo. Și Polina? A venit Polina cu Birică să se cere greu de pe pământul ei. Chiar dacă tasul nu vrea să o mai vadă de când a plecat de acasă. A, și aia lui Băluțul n-au sărit, a? Al de Tudor și Victor. Nu, mamă, cum nu? Auzi că urla Victor, bă, lui Birică, bă, ce cauți pe locul nostru, ai? Ce e locul lui tatu, firai al dracu cu mama ta? Ce cauți tu pe locul meu, mă, lui Birică? Ce stai și te uiți la mine? Așa-i strica Victor. Și Polina? Intrase liniștită în miriște și se uita la ei, știi? Dar are dreptul la pământul pe care l-am muncit până acum. Chiar dacă Băluși ajung la proces. Lăsați-o, domne, pe Irin ca să vorbească. Așa că Victor zbiera și tot spunea lui Tasu să pună mâna pe par. Dar ăla stătea și atunci Victor s-a repezit la Birică și l-a lovit drept în obraz. Birică nu s-a ferit de prima lovitură. La a doua i-a apucat însă brațul cu mâna stângă și i-a dat un pumn drept în ceafă. Să-i fi văzut atunci. Nea Tudor n-a mai avut când să sară. Iar Victor a stat puțin năuc așa, s-a împleticit și a căzut. A căzut în miriște. E firul junghietura câtului, fa. Păi așa îi trebuie. Nu-i trebuie. Nu, păi stai că n-am zis-o eu. O zicea Polina, pe margine. Iar când Nea Tudor s-a îndreptat cu secera în mână spre Birică, odată a început să strige ăsta ca un nebun. Bă, vă omor, bă! Vă nu vă e rușine, mă? Nu e Polina fata ta? Nu ți-a muncit? Nu ți-a muncit destul, mă? Că acum te faci pe tine un morman ca pe fii tu. Ce lume? Auzi, se strânseze, că se strânseze, aha. Toți ziceau, mă, Birică, mă, stă în părte, mă, ajunge, mă. Și odată îl văd că le întoarce spatele, își ridică secera de pe jos, se apropie de Polina, de nevastă sa, și se îndreaptă cu ea spre capul locului. Și încep să muncească fără să se închisească de bălos, știi?
bălosul care îi lua martori pe oameni la cele întâmplate. Da, brava lor, brava lor. Da. Dar ia, ia, treci și voi la treabă, că la vorbă, la vorbă, că nu mai e. Mă, să muncim toată așa. La treabă. Bă, suburare, bă! Stai, că cobor și eu! Stai să te împing creasta, șurii! Paraschire, gata, ha? Mai ai vreo șnop? Nu! Atunci propriște furca aici în șire să-mi spui și piciorul și să-mi 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 500 tot ies. E topenie de greu, Țugurleane. E topenie de greu. Uite așa curge pe toate drumurile. Eu zic că toată iarna o să mă râge românii la pâine. Dar tu câte pogoane ai, bă, de la mașină? Două. Și de la astea două, jumătate trebuie să-i dai maiorului. Mi-am rămâne și poale. Bă, de ce stai tu să muncești pe dând două pe moșia ciocoiului? Dar ce să fac, mura mea? Du-te în lume, domnule, du-te în lume și ai să găsești tu să muncești mai cu folos decât aici. Trăiești în sat și-ți faci sânge rău? Păi eu un lucru tu aș pleca, domnule, înapoi nu m-aș mai uita. Așa zici acum. Păi, dar de ce, mă, să stai aici în sat și să te uiți la mine ca am o șiră cât toate zilele, hă? Dar hai să zicem că treacă, meargă cu șira mea, e pe copii mulți. Abia dacă mi-o rămâne și mie să am pâine până la anul, că am datorii multe. Dar cum să împart eu, bă, munca mea cu unul care n-a muncit? Cum adică să-i dau eu jumătate de munca mea? Dar n-auzi că-mi rămân mie paiele. Adică vrei să spui că nu e pe din două din moment ce-ți rămâne ție paiele? Păi da, întocmai. A, atunci se schimbă socoteala. Să-ți spun, Dremoromete, îl bag în măsa de maior cu moșia lui cu tot. Mă uitam la el când m-am urcat la coș, cum stă pe imaginea hambarului cu gâtul alb deschiat. Ce-mi pasă mie de el? Dacă ar fi să fie numai să mă uit la el și fugi de mănâncă pământ, dă-l în măsa. Dă-l. Auzi, mai bine hai să vorbim despre lucruri care sunt la îndemână amândurora. De pildă despre guvern. Bă, dar de ce-a făcut Aristide chestia asta? Să țineți minte de la mine că din partea lui Țugurlan o să-i se tragă moartea. Deocamdată l-au condamnat pe Țugurlan la 2 ani închisoare. Și de știi, Iocane, cum a început, nici n-ai fi bănuit. Chiar? Cum a fost Cocoșilă, ha? Păi, Țugurlan tocmai îi trimisese pe Ion al Umiai la rând, la moară, unde se măcina necontenit ziua și noaptea, că toți se aflau grăbiți să mănânce pâine nouă. Așa că nimeni nu mai era atent la țeava de scurgere pe care Năstasia lui Aristide o lăsase complet deschisă. Abia că o mai ascundea de ochii oamenilor. Tocmai îi trimisese pe Ion al Umiai acolo și el, Țugurlan, se repezise până la sorul sa, când se aude strigat. Țugurlane! Băi, Țugurlane! Ce? Hai, mă, că m-a bătut al lui Aristide! Auzi, mă, m-a bătut! Un sace! Știi că al meu era mai mare cu 5 duble. Da. Și-am ținut să-l cântărească. Era cam bun. Da. Și l-a cântărit tache. Da. Și... Bă, stai! Stai, băi! Stai, mă, și? După ce am măcinat, am început să cântărească din nou. Și l-a cântărit și era mai puțin. Eu am zis că de ce și el s-a pus cu pumne de mine. S-a pus cu pumne de mine, Dumnezeu, pe mama lui. Stai, mă, nu plângi, băi, Ioane. Băi, Ioane, tu cum ai obicei să-ți dai drumul la gură, nu prea îți dai seama de ce faci. Băi, nu cumva l-ai înjurat pe ăla? Nu, i-am zis nimic. Țugurlane, nimic ne-am zis, nimic, mă, ne-am zis, mă. Bă, dar la... cu pumne în mine, mă. Dar la urma urmei, cine e tache ăsta, mă, de crede că poate să dea cu pumne în noapte? Ia, hai, mă, acolo, bă. Hai, mă, 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 hai, mă,
Bun, oamenilor! Cine e ăsta, mă, arată-mi și mie? Unde e, mă? Arătați-mi, mă, și mie, mă! Care e ăsta? E unul mare și gras care i-a luat la armeanca locul. Da, la are cu mica baroase. Și ce e, mă, dacă are? E o prostie să vrei să-ți cântărească. Doar de ani de zile fii imoral, îi trag din făina oamenilor. Chestia asta nu mai discută nimeni. Și tache, și frasul Năstase, și-a luat listile. Păi ia pe-o la mine, stai cu știați, bă? Las-o moară să-ți ugur la mine. Poți fi. Tache l-a bătut pe Ion Benedict. M-a bătut, da. Bă, asta e din iertat. E tot atât de grav, ca și când ai vedea că într-o familie tatăl își leagă copiii cu capul în jos. Da, e o putere și un drept al tatălui asupra copiilor și există o putere și un drept al celui care are moară asupra celor care macină nea. Ai putere ca la urma urmei, dacă nu-ți place Iona lui Mihai, să-l gonești de la moara ta, dar de unde mai dreptul să-l ovești, mă? Și e așa țipa sugurlan mergând spre moară cu pași rari, cu fruntea sus. Și tot se înfiorară. De mult nu mai văzusele un astfel de om și faptul că el îndrăznea să nu se împace cu ceea ce de mult se stabilise în sat, îi făcură să uite ce știau bine de ani de zile. Țugurlan îndrăznea? Da, Moromete. Deci, el știa ceva ce oamenii nu știau și, înfrigurat să afle acest lucru nou și nebănuit care apăruse în mijlocul lor, începură să se apropie din toate părțile. Se apropiau însă cu grijă, mai mult la pândă decât hotărâți la ceva. În orice caz, el avea dreptate. O știau prea bine. Și dacă nu puteau face ceea ce făcea el, puteau totuși să-l apere. Am auzit. Eu mai puțin iucane, că în zilele astea... Dar și cum a fost cocoșirea? Păi cum să fie? Sugurlan i-a cerut socoteală lui Tache. Și ăla a sărit la bătaie. Dar Țugurlan l-a umplut de sânge. Frate său Năstase a fugit după ajutoare, că nu avea cuțitul la el. Oamenii s-au torugat de Țugurlan să plece, dar el nu și nu, strigând că de ce se afog. Să fiți martor, să cântărească sace, să-l dau în judecată. Așa. Că adică cum? Da. Și oamenii tot împingeau să plece, ce mai aștepta? Când văd cu toții că Năstase se întoarce cu jandarmii și cu Tasă, cu Aristide, primarul. Tabără toți pe Țugurlan, dar ăsta rămâne, îl izbește pe primar, apucă pușca jandarmului și pleacă liniștit cu căruța condusă de-a lui Mihai. Înjura tare de tot, că te-a fugit, mă, Dumnezei, și-a pus copiii la moară să fure bucatele oamenilor și să dea cu pumnul. Și tot îl cheamă jandarmul. Ăla pe care l-a lăsat fără armă. Da, bă, vezi, asta a fost lucrul cel mai grav, Iocane. Așa că jandarmul a venit seara acasă la Țugurlan și ce s-o fi rugat de a dată la arma. Și pe urmă s-a întors de la ridicat să-l trimită cu escortă mai departe la oraș, că telefonase Aristide. Bă, vă spun că de la Țugurlan o să-i se treagă la Aristide moartea. Asta e. E, dar băi, ce știți, bă, că mă omoară la micul cu școala lui. Și am auzit că la obor dublă e doar 20 de lei. Păi față de 60-70 iarna, se zice că acum a coborât mult. Păi da. Să mă ierte, Sfânta Pâine. Asta din grâu nouă de ne-a făcut-o Catrina, să mă ierte că sunt cu ea în mână. Dar eu vă spun că nu înțeleg care e situația. Adică cum? Daia te-ai dus tu acolo? S-a tăiat foamea lui tata, nici la boșul de lobo de nu se uită. Cum? Daia te-ai dus tu acolo? Unde să mă duc, tată? Cum unde, Ilinco? Cum unde? La București. Iată, iată ce-ți, mă, tăceți. Mă îndrănesc cu alte găinarul ăsta cu scămosul. Care ce crezi că zici? Bă, zici? Fitul ăla Achim e mare și tare, bă, la București. Cu haine pe el, cu pantofi, cu cravata la gât. Ce, bă, dacă avea pantofi și cravată, ce? L-o fi găsit ieftin și l-o fi luat, că așa e la București. După ocazie. Dar ce, bă, Paraschive, am zis eu ceva? Nu, mă, dar tot timpul spui că scămosul, că așa și pe dincolo, pe măsa de scămos. Te iai după el? Nu, Paraschive, mai ales că nu l-a văzut singur.
Era cu una, Nina. Cu buzele sulemenite, uite atâta date cu roșu, cu roche pe ea și cu unghiile tot așa, ascuțite și roșii. Oh. Și îl trăgea mereu să bea și îl lua de după gât să stea la masă că... Ai, mai deștept ca voi. De ce mai deștept ca noi, mă? De ce? Ce n-are și el voie să intre undeva, să se așeze la o masă acolo? Are paraschive, are. Nu știu dacă tu ai auzit povestea aia. Și că odată un om și-a trimis băiatul la București. După un an vine cineva și îi spune, bă, l-am văzut pe băiatul al tău, e rău de tot. De ce? Bă, zice, înjură. Bă, nu-i nimic, zice om. După un an vine iară la și la fel, că e rău, că l-a văzut plin de sânge. După un an iar, că îl ducea legat, că furase. Nu-i nimic, repetea tata. Trece. În fine, când se întâlnesc chiar după un an, omul întreabă, bă, nu l-ai văzut pe fiu-meu? Ba da, l-am văzut, zice. Ei, bă, zice, acu era bine. Ieșise din închisoare și l-am găsit într-o cârciumă cu niște muieri. Chefuia acolo cu ele, bea vin. Atunci omul a dat din cap așa și a zis, nu, nu, zice, acu e rău. Asta nu mai trece. Aia e paraschive. Fie, îl scot pe Achim din socotea. Înțeles că paraschiv și nimeni nu trebuie să mai aibă pretenții la grâu. Adică la vânzarea care se va face la târgul din 6 august. Deci funcierea și banca. Iar restul banilor pentru fete. 500 de duble de grâu sunt sigur în pot. 40 pentru sămânță, 160 pentru făină până la anul. Rămân 300 pentru vânzare. Și de pildă 300 ori 60 face 18.000. Și dacă 300 ori 50, 15.000. E rău? Da. Dar dacă 300 ori 70, 21.000, e exclus. Nu, admitem cazul cel mai rău, 300 ori 50, 15.000, 4.000 aristide, 5.000 banca, 2.000 foncirea, total 4.000, 11.000. Rămân 4.000 pentru fete. Adică exact cât o să primesc când s-o întoarce Achim din București. Da, prăpăditul ăsta de Nicolae. Vrei la școală, Nicolae? Da, taicule! Păi n-avem cu ce, taicule. Trebuie cheltuială și de unde să luăm noi bani, spune și tu. Da. Dar tu ce faci? Ce citești? A? O carte, o carte. O carte? Hai, tată, lasă-mă în pace. În viața mea n-am să mai vorbesc cu tine despre cărți. Și nici n-am să-ți mai citesc iarna. Păi și dacă n-ai să mai citești, ce? Lasă-mă în pace. Nicolae, păi tu te superi degeaba. Lasă. Păi dacă aș avea eu cu ce, crezi că nu te-aș da la școală? Nu mai da, nu mai da. Nu m-ai lăsat tu nici aici în sat. M-ai trimis cu oile. Și când te rugam, tată, cumpără-mi măcar citirea, te răsteai la mine, lasă. Bă, dacă vrei, du-te și la anul pe clasa a 5-a și am să-ți cumpăr cărți. Te las să faci 7 clase. Tată! Și eu. De ce nu ne dai ceva să ședem? Aoleu, poftiți în casă, domnule profesor. Să rămână, părinte, să rămână. Stăm aici pe prispă cu părintele. Nicolae! Unde-i băiatul negru? Păi, Nicolae, vină-mi că știu. Unde te-ai pitit? Ce, mai ești bolnav? Nu mai sunt. De ce ții băiatul bolnav negru? Pe ce, eu îl țiu? Crezi că frigurile nu înseamnă boală, a? Păi dumneata știi că de friguri poți să mori? Sau unde dumneata e sănătos, puțin îți pasă de copil. Neilie, am venit la dumneata fiindcă mi-a spus părintele, dar să știi că n-aș fi venit. Nicolae, ia du-te de aici, că avem să vorbim ceva cu tata. Da. Hai. Așa. De ce te-ai lăsat de politică, Moromete?
Taman acum, când a început mie să-mi placă. Nu-ți mai place dumneitale? Nu m-am lăsat deloc, sfinția, dar îi dau înainte. Ei, atunci, să te văd, hai să vii la întrunire, nu? Care întrunire? Cum care? Păi, poi mâine seară, la Aristide, la bancă, vine prefectul. Îl fac pe Moromete primar, spunea Aristide azi dimineață. Da, te trebuie, n-am eu acum, părinte, decât să fac politică cu Aristide. Păi zice că îi dai înainte, nu? Păi, îi dau, dar... Sunt plin de datorii, părinte. Am făcut câteva boabe de grâu și mă gândesc cum să fac să-mi rămână de pâine. E, lasă, nu te plânge cu 500 de duble de grâu în pot. Păi, da, mai am altceva în afară de... Nu te speria că nu ți le ia nimeni. Nici părintele, nici eu. De fapt, uite de ce am venit, Nea Ilie. Catrina a vorbit cu părintele. Cu mine n-a fost nevoie, că eu știu cel mai bine. Nu se poate ca un băiat ca Nicolae să nu urmeze mai departe o școală superioară. Nu iau în seamă niciun argument, Nea Ilie. Datoria ai avut o viață întreagă și vei mai avea. Dar nedându-l pe băiat mai departe la școală, nu scap de datorii. Dar de nenorocit, îl nenorocește. Îi place cartea și va suferi cât va trăi din pricina asta. Nu o să fie niciodată un om întreg dacă rămâne aici, în sat. Asta s-o știi de la mine, că-l cunosc bine. Dă-ți băiatul la școală, Nea Ilie. Nu e băiatul meu, e băiatul dumitale. Are frați, surori, o să-l ajute. Dacă-l dai la școală, nu o să mai aibă nevoie de pământ și partea lui le rămâne celorlalți. Iar dacă frații și surorile nu vor să-l ajute, atunci vin de partea lui de pământ. Da, așa e cum zice învățătorul. El n-are niciun interes în chestia asta. Își face doar datoria. Dar mai fi ceva. Nicolae al dumneitale nu e bun de muncă. Ar putea să moară dacă îl ții aici. Asta e naivie. Hai să mergem, părinte. Nu, domnule învățător, stați puțin. Păi, ce mai? Nu, problema asta. Care școală și cum se face? Te învăț eu ce să faci, Nea Ilie. Fă dumneata rost de bani și te învăț eu ce trebuie făcut. Ce trebuie să facă și după aia? Să-l ajutăm, auzi? Tata s-a lăsat biruit. Niciodată faci. Auzi? Ce-i trebuie școala, ai? Noi să muncim la sapă și el... Pe ce bani fa? Pe ce bani? Păi eu știu pe ce bani. Eu sunt stăpână. Nu vreți să-l ajutați? Vând partea lui de pământ și am terminat povestea. Alegeți, una din două. Mamă! Taci, mă. Foarte bine cu tatu și cu fetele. Taci. Ia-vă și de țigare, Cocoș. Am dat cocoșile. Am dat din 70 de duble 35 pe degeaba. I-am spus lui Nicolae când a luat-o spre Pitești: hai bă cu mine să vedem dacă poți să mergi la școală sau nu. N-o fi el prețul grâului ca acum un an, că piața scade când se face grâu mult. Dar să scadă la jumătate n-aș fi crezut niciodată că o să se întâmple. De la începutul septembrie dubla de grâu n-a urcat nici măcar cu 50 de bani. Că a fost la grâu. Da, nu ne-am oprit la Pitești, ne-am dus la munte. Și? Șaptele cocoșile, doar șaptele peste Pitești. Aia, n-au mocanii bani. Iarna au ei mai mulți bani. Păi, poate cineva să păsteze grâu până la iarnă? Că ăla trebuie să meargă la examen. A reușit prăpăditul între primii din câteva sute de candidații. Acum, ce se zice? Ți-a rămas totuși în pot jumătate de grâu, așa că... Așa, a rămas. Sunt totuși în picioare jumătate de speranță. Fetele au partea de pământ al lui Nicolae și sunt mulțumite, că nu e puțin lucru să te măriți cu 3 pogoane în loc de 2. Păi dar cum? Paraschiv și Nilă îi văz înțelegători. E, dacă ar crește prețul greului... Și datoriile? Păi datoriile trebuie amânate. Toate datoriile. Fiindcă niciuna nu poate fi plătită. Asta, domnule. Datoriile sunt intacte și speranțele zac înjumătățite în pod. Dacă prețul grâului crește, ele se împlinesc. Dacă nu...
Ceea ce se petrecea cu Moromete îl împiedica să se mai gândească la soarta familiei. Stătuse mult timp pe prag și nu băgase de seamă cum ceilalți se împrăștiaseră toți. Văzuse afară bătătura și ieșise. Văzuse poarta de la drum și pornise într-acolo. Un om îi dădu bună ziua și, recunoscându-l, nu-i răspunse. La ieșirea din sat, în colțul uliței era o poiană și Moromete nu băgă de seamă că acolo era strâns un grup de 7-8 inși care, când îl văzură, se și porniră pe exclamații. Unde se duce Moromete? Ah, Moromete, Moromete, se auzea. Moromete, strigă cineva. Ce faci, domnule? Se miră și se supără un altul. Stai puțin, unde? De asta dată Moromete se opri, dar nu băgă nimeni de seamă că oprirea sa fusese bruscă și amenințătoare. Se înveseliră și mai mult și unul dintre ei, parcă râdea mereu, avea niște dinți largi, rari și galbeni. Începu să spună că Iocan îl înjură pe Moromete de mama focului și că zice că dacă îl mai prinde pe la firărie, o să-i dea cu barosul în cap. Cum? De ce? Se mirară ceilalți. Zice că Moromete nu mai are facultăți de încredere, așa zice, ci că Moromete s-a dedat cu Aristide și de-aia refuză să mai vie pe la firărie. Se făcu gălăgie și iarăși nimeni nu băgă de seamă felul în care ascultase Moromete aceste cuvinte. În curând ieși din sat și o luă peste câmp. La câmp înfățișarea lui se schimbă, căpătă iarăși acea liniște posomorâtă și închisă pe care o avusese când porise din curte. Ajunse la lotul său de pământ. Moromete se așeză pe piatra de hotar și-și luă capul în mâini. Fugise de singurătatea de acasă și din sat, tocmai pentru a găsi aici o liniște și o singurătate desăvârșită. Când, cu mulți ani în urmă, femeia lui rătăcise înspăimântată la răscrucea vieții ei, nu bănuia nici pe departe că pe el îl aștepta ceva cu mult mai groaznic. Se crezuse om liber, stăpân pe liniștea și bucuriile sale și iată că libertatea în care crezuse se prăbușea, iar neliniștea și spaima amenințau să ia locul. El, care nu se îndoise niciodată de limpezimea minții lui, căzuse în capcană. Fâlfâirea înceată a amenințărilor, iată care fusese capcana. Dar ce era de făcut? Pentru că nu mai putea fi vorba ca altădată de liniștea și desfătarea minții, când se uita la oameni și se bucura de întâmplările lor, sau îi bucura pe ei cu propriile întâmplări. Se dovedea că greșise lăsându-se atât de mult în voia firii lui. Nu trebuia acum să greșească lăsându-se prăbușit în neliniște și teamă. Moromete se ridică de pe piatra de hotar și începu să se plimbe agitat de la un capăt la altul al lotului. El simțea că primejdia care îl amenința, aceea de a-și pierde pentru totdeauna liniștea și de a nu mai putea să se înțeleagă cu oamenii, era cu mult mai mare decât aceea care ar fi urmat pierderii pământului pe la capătul căruia se plimba acum. Unde avea să ajungă? Îi trebuia mai mult ca oricând această stăpânire de sine pe care și-o cunoștea și care îl ferise totdeauna de lucruri necugetate. Îi trebuia mai ales acea gândire necruțătoare care duce la înțelegerea până la capăt și care lovește și arde până la os credința în pacea și armonia lumii. Țugurlan a avut întotdeauna dreptate. În liniștea desăvârșită a câmpiei, deodată el înțelese și se liniști. Întunericul nu putea fi fără fund. Această lume necruțătoare care amenință să-l strivească și care pătrunsese cu sălbăticie până în sânul familiei, trebuia să aibă undeva un înțeles, trebuia să existe undeva o împletitură ascunsă, niște legături nevăzute care o susținau. De acolo năvălea întunericul. Acum știa ce avea de făcut. Trebuia să pătrundă prin el. Va arunca așadar de aici înainte întrebarea fără odihnă, mereu, atâta timp cât va trăi. Și va trebui să facă acest lucru cu tot mai multă tărie, cu toată puterea sa. Când într-un târziu se ridică în picioare și se uită în jurul său, își duse mâna la frunte și se clătină.
se făcuse întuneric. Își lăsă capul în piept și porni încet să se întoarcă acasă. Moromete se grăbise să vină aici, în singură. Pătrunse în curte, fără să-și fi mișcat brațele. Ușa se deschise și se închise parcă singură. Urcă scara prispe, străbătut tinda. De asta dată mâna îi se întinse și apăsă clanța de la odaie, trecu pragul și se duse spre pat. Întinse brațele și ridică un genunchi. Se urcă și, întinzându-se într-o parte, își așeză tâmpla pe căpătâi și palma sub tâmplă. Închise ochii și rămase nemișcat, ca și când ar fi adormit de multă vreme. Mama îl văzu din fundul grădinii, unde culegea zarzavaturi într-o coșniță. Lăsă coșnița și se grăbi să vie în casă. Le strigă și pe fete și pe Nicolae. Ceva din mersul omului îi adiase a nenorocire. O nenorocire cu mult mai mare decât aceea pe care o așteptau din partea perceptorului. Ce s-a întâmplat? Scoală-mi sus, mă! Ce asta cu tine? Ce e? Tată, ce e? Scoală-mi sus, auzi? Am trecut noi până altele mai grele, mă. Nu ca acum, că avem dat câteva mii de lei. O să vinte și o să dăm. Ilie, scoală-mi sus, mă! Oleu, 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 s-o fi dus în pumute și n-a găsit la nimeni. Ieși din atâta lucru, Ilinco. O să facem roșu să scăpăm. Ilie, Ilie, n-au să te scol odată. Plecați de aici. Plecați! Oleu! Promete! Promete! Ieși și apără, mă! Marcu, trate! Dar ce v-am mergit doar? Hai, Moromete, scoală sus! Dă-mi un rol la comunale. Are ceva la comunale? Are după ce, părare. Are 614 lei. Plus 2000 pe exercițiu, 36-37. Scrie jupuitele, scrie. Nu pe centru. Plus 3000 pe prima parte a exercițiului curent. Adică nu, 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 nu. Pe exercițiu curent îl mai amânăm. Auzi, Moromete, te amânăm. Plătește restanțele. Plătește restanțele, fonciile și impozitele comunale. Ei, Moromete, facem chitanța? N-am. Ieșiți afară. E bolnav, Moromete. Ceasă, Catrino! Ia la lupa! Mercitorule, nu ne lua cămașa de pe spate. Ai venit și cu agentul. Uite-l aici și cu jandarmul afară. Nu ne lua. Nu ne lua, că o să vină și o să plătim, dar nu ne jupui. Nu vă jupui. Vă amân. Dar suma asta trebuie să o plătiți. Uite aici. Plătiți sau nu plătiți? Aveți pământ, ați făcut greu, vinde și plătiți. Plătiți sau nu plătiți? Eh? Apoi căutăm noi, dacă nu ne dați. Aici? Aici nu e nimic. Nu e de pe ce fără. Ești în ladă? A, da, uite-o căldare de aia, mă. Ia vin aici și ajută-o să-l luăm. Deci, domnule, nu ne lua căldarea. Luați orice, dacă dar în ansul las. O am 18 ani, că m-am maritat, e zestrea mea. În ea fac săpunul și încălzesc apa. Ilinco! Ilie! Ilinco! Ilie! Ilie! Scoală-i sus, mă! Ilie! Nelița, nu te supăra, dar nu mă face că-ți o iau cu ziua. Vă stea smitit-o, cine e de vină? Ah, uite-și, domn perceptor. Ia căldarea! Da, scoală-i sus! Scoală-i sus și spune-le să plece de aici! N-avem acum bani! Să aștepte până îmi vinde oile alea și o să plătim! N-avem bani! N-avem bani! Aulă, uită-te cum intră în casă, nu le-ar fi rușine! Ieșiți afară, mă! Ia stai! Ieșiți afară, mă! Ia stai! De ce zici, perceptorule, că nu poți să ne amâi până la iarnă? Nu se poate, Moromete! Trebuie să plătești restanțele! Așa am ordin! Nu-mi plătești mie, plătești statului! Că statul te pune la impozite, nu te pun eu! Plătești sau nu plătești? Păi, da. Păi, erau banii pentru Nicolae. Ia-i și pleacă! Da. Hai să mergem. Unde fi băiatul ăla, că acolo l-am văzut aici? Nicolae!
Nicolae. Ce stai tu cu fruntea în jos și fără vlagă? Hai, lasă, mamă, că facem noi rost de alți bani. Păi nu te lasă, mama, pe tine așa. Lasă că avem oile alea. Vând eu un pogon de pământ și eu tot de las așa. Hai, mă scoală în sus, mamă, nu mai sta așa. Mă ierte, îmbolnăvești, mă, Nicolae, mamă. Unde sunt băieții ăia? Păi au plecat cu căruța Ilie. Ilie, tu ai aflat ceva de Achim? Ilie vorbește odată. De Achim e vorba. Eu nu mă pot înșela. Dar ce poate fi așa de rău încât să te întunece și să te dărâme așa de mult? Păi mai rău decât că Achim n-a izbutit să facă rost de bani, ce poate fi? Tu n-auzi, Ilie? Păi tu n-auzi, mă! Taci! Tu-i singură! Vă mor dacă nu tăceți! Dacă mai vezi pe cineva! Unde pleci, mă? Ilie! Ilie, unde pleci? Bună ziua, domnule Aristide. Ah, bună ziua, mă rămit. Bine că te văd. Hai, hai, că am ceva de vorbit cu dumneata. Da. Al vorbete, am avut de două ori întâlnire la bancă. Credeam că ai sovit cu Cocoșilă și cu Dumitru Alunaie, dar nu te-am văzut. Dar stai, stai, stai o clipă să pun hârtii de acolo. Hei, de ce zici că n-ați venit la întrunire? Adică cum? Venirea alegerile și nu ne văzuși pe noi votând? De ce n-ați venit la întrunire, nu? În fine, ce mai faci? Ai vândut grâu? Cu grâu... Ce? Ce cu... Din 70 de duble am dat 35 pe degeaba. Am tot crezut că o să crească prețul, că... Mă, n-ai făcut pe nebună. Tu știi bine de ce te întreb eu. Păi, tocmai asta bag și eu de seamă. Doar nu ți-o fi venit în gând să-mi cer banii aia. Ba uite că mi-a venit. Nu pot să vând grâul la prețul ăsta și-mi trebuie bani. Păi niciunul pot să vând. Cum o să vând? A, nu mă privește asta, Moromete. Nu mă privește. Și nici nu vreau să am discuții. Te-am împrumutat pe dumneata din prietenii, dar acum am nevoie de bani. Domnule, Moromete, nu mă face să spun încă o dată că în 3-4 zile trebuie să vii să-mi dai banii. Bagă de seamă. Dumitre! Ce este cu tine, domnule? Ce mergi cu fruntea în pământ? Bă, Dumitre, uite-te, domnule, la mine când îți vorbesc. Ce este, monument? Bă, păi se poate una ca asta, Dumitre? Păi tu nu-ți dai seama, nu? Nu este îngăduit. Nu se poate ce faci tu. Nu se poate să meargă așa, Dumitre, înțelegi și tu. Unde te duci acum? Nu vorbesc cu perceptor. Nu te duce că te duci degeaba. Nici măcar nu vrea să stea de vorbă. Dă-l măsa de perceptor. Ne strânge de gât, Dumitre. Crezi tu că un popor întreg o să rabde să ne ia bucatele pe nimic? Fii liniștit, Dumitre. Ori ridică prețul la grâu, ori scade foncirea. Până atunci nu dăm un bob de grâu. Foncirea cu ce-o plătesc? E vreme, până la primăvară. Și dacă mi-a vitat din bătătură? Nu e. Ascultă aici, nu se poate să facă ei una ca asta. Nu se poate pentru că este pericol. Te rog să mă crezi. Și tu? Cu mine e altceva. Și băieții și... Am mai luat și de la Aristide niște bani și mi-i cere acum. Asta-i. Mă duc la alții, poate... Doar până vine Achim cu oile, Iocane. Doar până atunci. N-am, Moromete, cât aș împrumuta. N-am vândut nicio grâu. Așa că n-am de unde-ți da. Bine, bă, dar eu de... Vezi, mă, las cămosul. Ăsta e negustor de găini. Nu se poate să nu aibă. Băi, Moromete, ți-aș da că am bani. Da, banii ăștia sunt capitalul meu și îmi trebuie să mi-i dai îndărăt repede. Păi în cât timp, scămosule? Păi maximul o săptămână. Peste o săptămână cumpăr iar găini și plec la București, așa că vezi... Într-o săptămână ți-i dau. Am oile alea pe care trebuie să le vând și le aștept pe Achim.
În 2-3 zile trebuie să se întoarcă, mă duc cu ele la obor sâmbătă și duminică ai bani. Nu pot, îmi trebuie bani. Băi, dacă e vorba să te bizui pe oi, nu pot să-i dau. Păi, n-auzi că duminică... De ce-i fi crezând că nu se întoarce Achim cu oile de la București? Tu crezi că te mint? Eu îți spun, dar uite, să nu mă înjur pe urmă dacă nu o fi adevărat. Mi-a spus a lui Cătănoiu. Ce ți-a spus a lui Cătănoiu? Păi s-a certat cu Achim și s-au despărțit. Achim al tău a plecat în altă parte, în alt loc de pășunat. Păi nu știu în care și nici a lui Cătănoiu nu știe. Înainte de a se certa cu el, a lui Cătănoiu știa că... Hei, mă, spune-mă, scămosule, ce zici că știa lui Cătănoiu? Bă, dar nu o să mă înjur pe mine. Ilie, băieții ăștia-i dumitare sunt înțeleși între ei să fugă de acasă. Achim nu se mai întoarce cu oile. Degeaba l-aștept, dumneata. Cum? Ce spui tu, scămosule? Nu se mai întoarce, Moromete. Și fug și ăștilorți. Am vorbit cu Cătănoiu și ne-a spus tot. Poate că, mă rog, o fi mințit ăla lui Cătănoiu, dar... Sunt 3 luni de când a plecat. Nu mi-a trimis niciun ban. Nu mi-a trimis niciun leu, scămosule. Achime, Achime... Nilă, Nilă... Paraschive, Paraschive... Bă, Ilie, eu nu cred să fie adevărat. Nu se poate ca băieții dubitare să... Băieții mei... Băieții mei, scămosule, sunt bolnavi. Să fugă de acasă? Păi de ce asta? Nu i-am lăsat eu să facă ce vor? Absolută libertate le-am lăsat. Parcă dacă veneau și îmi spuneau, bă, noi vrem să fugim de acasă. Crezi că i-aș fi împiedicat eu? De ce să fugiți, frățioare, le-aș fi spus? Încet nu puteți să mergeți. Hai, Titor, răstoarnă-mă mălitea odată. Niculae, unde ești? Aici! Am scăpat de perceptor. Dar mai avem banca și Achim văz că nu se mai întoarce. Pe semne că n-a primit telegrama. De fapt, i-am trimis 2 și în ultima i-am scris. Întoarce-te acasă urgent, altfel viu eu peste tine. Paraschiver, după ce mănânci, du-te pe la primărie și dă-i și tu o telegramă. Că nu mai e vreme de pierdut. Eu l-aș lăsa să stea, fiindcă văd că a făcut treabă pe acolo. Mi-a trimis 4.000 de lei. Dar banii ăștia i-am dat lui Aristide. Așa că tot n-avem cu ce plăti banca și trebuie să se întoarcă repede, să vinde moile. Cum 4.000, mă? Când ți-a trimis Achim 4.000? Azi. Înainte să fie perceptorul. M-am dus la scămosul să mă împrumute el cu niște bani și scămosul taman se pregătea să vie pe la noi. S-a întors aseară de la București și Achim a trimis banii până el. Dar ce folos? Ce folos? Tot trebuie să se întoarcă și să vinde moile. Să vinde moile? După ce ți-a trimis 4.000 de lei, mai vrei să le și vizi? Ce-ai făcut, mă, cu 4.000 de lei? N-auzi, bă, că i-a plătit lui Aristide? Ce mai întrebi? I-a plătit lui Aristide și ce dacă i-a plătit, mă, lui Aristide? Ce-mi pasă mie, bă, că i-a plătit? Îmi spui tu mie, mă, Nilă? Mie, mă, că i-a plătit? Ce mă privește pe mine, mă, asta, mă? Când ți-o-i dau un pumn după ceapă, te potidește sângele pe gură, mă! Mie, mă! Bă, ai întrebat ce am făcut cu 4.000 de lei. Păi ce ai făcut? Și Nila a spus că ai auzit că i-am plătit lui Aristide. N-a zis că te-ar privi pe tine ce am făcut eu cu banii. Așa că nu văd de ce i-ai dat tu un pumn după ceapă să-l potidească sângele pe gură. Hai, mănâncă paraschivea, acolo degeaba te superi. A zis Nina altceva? A zis... O paraschive, de ce lași masa, bă, și pleci? Ilinco, ia strângeți tot aici. Hai, eu aduc o masă, da. Hai, cu aduc eu mai bine. Da. An de zile te-ai uitat la ei în loc să pui mâna pe par și să-i dai pe brazdă. Ei lăsa să facă ce vor. Dormeai ca un buștean în pat și-o până în grinda casei săream din somn.
Ilie, mi-e frică, Ilie. Ar trebui acum să nu-mi pese. Că după ce ai ajuns în întuneric, tot la mine ridici pumnul și urli că să nu mă mai vezi în ochi. Ar trebui să te chinuiești, sigur. Să știi și tu cât am îndurat eu lângă tine. Ilie, de ce mă nu treci casa și pe numele meu? Mă, are să mă dea afară Paraschiv, mă rugam. Ce ziceai? Crezi că o să mor eu înaintea ta? Uite, n-ai murit. Dar lui Paraschiv tot a ajuns să nu-i fie frică de tine. Și dacă azi a îndrăznit să te înfrunte cu vorba, mâine o să te înfrunte cu parul. Tito! Elisba! Nu mai striga, nu, s-au plecat la vie. Unde a plecat taică tu? Nu știu. Paraschiv și Nila unde s-au dus? Mă, nu l-ai văzut unde s-a dus, taică tu? A ieșit pe poartă și nu știu unde s-a dus, nu știu. Și tot ce, tot... Nu vezi să-i seară. Acolo mă debați așa, a? Du-te de deschide, trebuie să fie Paraschiv. Ce m-am băgat slugă să deschizi ușa înaintea lui? N-auzi, bă! Care ești, bă, acolo? Bă, surdule, bă, care ești acolo? Deschide, bă, ușa, că când eu îi dau un picior, o dărâm pe voi cu casă cu tot, n-auzi? Nila, Nila, spală în sus și du-te tu și deschide ușa, măi. Ce spui tu, mă, uite, o dărâm cu casă cu tot? Păi ia să vedem, hai, hai, pare voi fi și tu în stare de ceva, hai! Tata, mai tare și din gura! Aoleo, Ilie, am intrat în anul morții, Iisuse Hristoase, apără-ne! Aprinde lampa, Tito, aprinde lampa, lasă-l în tuneric! Va aprinde singur! Cine spune să se întoarcă la ziua, ha? Hai, să vă spun cum ți-o-i dau un pumn cum o aprinzi! Și din gură, fată, că-o fi beată, îți dau una așa, Chita! A, Chita, auzi, un... când te porți bine, cu ele mai rău decât când te porți rău! Auzi, fătă meu, cămașii și niște izmene curate. Afară nu puteai mai să te descalți? Ai umplut casa de apă. Dă-ți șorapul în mine, mă, păcătosule! Stai că-ți... Fică! Ana, Zofica, ține cuiva! Nu, sper! Păi dă-mi mine! Ce e Paraschiv, hă? Te-a mânjit proasta la care ai fost cu baligă pe la gură? Hai, mă! Săracul de tine! Ești și tu, flăcău, de... A... Te întorci și te dai la bătaie cu sorul ta. Ce mai flăcău, nu i-ar fi rușine să spui că e flăcău. Uite, e mai murdar decât ciora pe care îi poartă în picioare și pe care i-a arunca acum mine. Tito, vezi să nu sar eu acum la tine. Da, și da. Tu, Paraschive, intră o dată în casă și curcă-te. Bine, bine. O să vă arăt eu vouă, o să vedeți voi. Am așteptat destul. Dă-te, bă, mai încolo, bă, Nila, n-auzi? Lasă că stăm noi de vorbă. Vine ea, murga, la traistă. Da, da, așa zic și eu, Paraschiv. Da. Hai să vezi tu, hai să vezi tu. Să nu zici, mă, pe urmă, că uite, că de ce nu mi-ai spus, că de ce nu știu ce. Schive și trebuie, scoală, scoală. Hai, mă, că avem treabă, hai. Mă, mă, scoală, mă, că avem o groază de treburi. Bănilă, bănilă, n-auzi? Ce, mă, ce, ce, hai, scoală, ce? Sus, scoală sus, că avem treabă, hai. Ce ai, mă, de nescoală? N-auzi că plouă afară, ce ai? Ce-ai spus, bă, Paraschiva? Ce zici că ai spus? Ce tot nescol, mă, de pomană cu noaptea în cap. Mai lasă-ne dracului să dormim. În fiecare dimineață, în fiecare... Mă n-auzi, mă n-auzi, mă... Soală în sus că avem treabă. Ce treabă avem, mă, ce treabă avem? Tu stai, mă, Nilă, stai aici, mă, acilea boule. Cum te ridici, nu vezi că plouă? Că a zis să mă scur. Am ajuns bătaia ta de joc după ce ți-am muncit o viață întreagă. Nici să dorm nu mă lași, mă? De mă, Paraschiv, zic și eu așa să vă sculați, că avem treabă. Dar dacă ți iese să nu dormi, dormi bine.
pozădori. Ia, ia sculați-vă voi, fetelor, hai. Și lăsați-l să doarmă. O fi ostenit, săracu. A tras la juc toată noaptea. Să prinzi eu pe cineva că trage așternutul, că iuși botul. Hai, las, nu mai e. Hai, miră tu, dă-te jos. Mm-hmm. Hai să te duci să mai dai cu țesala pe care e. Mm-hmm. Bă, nică, stau plic, hai. Mm-hmm. Hai, trebuie să mergi la moară. Eu mă duc să pun lucrurile, hai. Ia uite-mă, acum de ce a lăsat ușa deschisă, hă? Cheamă-l. Crezi că mi-e frică de ele? Hei, a trecut vremea aia. Nu știu ce tot face în grădină, că nu vrea să vină. I-ai spus ceva că ăștia aici? I-am spus. Du-te și spune, ce vii aici ca proastă? Ești la mare! I-am spus! Acum ce te-ai dat? Mergi în tine și aprinde focul, nu mai stai aici între ăștia. Ce plaie? Ieși afară pe crispă. Și tu ce ți-a râs colții, Nina? Îți pare bine că ai ajuns stăpân, a? O să ne ducem, dacilea, să rămâneți cu taică, tu să vă mănânce câine. Unde o să vă duceți, a? La Văgăun? Nu ne lasă el Dumnezeu. E-he. O să fie vai de capul vostru, că mi-ați mâncat sufletul. Hai, mă, vedeți de treabă, băi, acu' te-i după casă. Tito, ia bagă mâna în lada aia și dă-mi aici niște ciorapi curați, dacă vrei să nu-ți cârpesc una după ceapă. Cui să cârpești, mă, una? Ieși tu afară de aici. Hai, vrei, hă? Ilia! Vino în față, mă, că eu am făcut! Afară! Lasă-mă! Ilie! Nu-mi faci Ilie! Dacă tu de la lată, Ilie, și umblă lucruri! Ia doamne-te-i peste că a vrut să-l oprească, Ilie, e rău! Uite! Că dacă nu l-ai vedea... Vendelor moartă! Ce e cu voi? Văd că sunteți toți! Ilie, uite unde am ajuns! Dar de zile te-am spus mereu, Ilie! Trece nouă ăstora, că e și Nicolae și Ilinca aici! Nu numai Tita! Trece-ne jumătate de loc de casă! Să ne facem și noi cu ceama noastră zile! Să te iei aici! Că după ce am crescut și mi-au mâncat sufletul, acum s-ar cu bumblu să mă omoare. Ce ai tu? Ce te-a apucat? Pune mâna pe pare, Ilie, că o să vii la noi să ne omoare. Stai în grădină și te faci că n-au văzut și ne lași pe mâna lor. Eu te întreb ce ai tu? Lasă-i pe ei. Spune, n-auzi? Păi ce tot mai întrebi, tată? Nu vezi? Întreb de pomană, parcă nu vezi! Bari să ne fi spus dinainte să ne luăm străințele cu noi și să plecăm! Să nu ne lași bătaia lor de joc! De ce n-ai, tată? De ce n-ai? Spune, Catrino, ce ai tu? Spune, n-auzi? Vorbești tu, tată! Vorbești! Ce tu n-auzi, Catrino, a? Ce e cu tine? Ai amuțit? Haide, Tito, haide, pe semne că nu te doare. Așa. Ia dă-mi un foc, Nicolae. Hai că terminai de făcut țigare și... Mai înschide, Nina. Hai, veniți cu mine în coșar. Ploaia asta m-a iat acoperișul. Mi-e frică să nu se dărâne. Hai. Lasă-l să se dărâne. Ia dă-mă ăsta micu' o tranță, că nu cade nouă ăsta de pe bocaci. Dă-mă o tranță, surdule, ce te uiți la mine? Nilă, hai mă, ce mai stai după mână? Hai cu mine, că s-au rupt căpriorile coșarului, hai. Da, dă-le dracu de căpriori. Dă-le dracului, nu e greu de spus. Dar vine pe urmă și să dărâmă coșarul. Ce-i faci atunci? De unde iai altul? Ce să-i faci? O putrezit, hai. În fiecare zi se strică, ba aia, ba aia, la altă. Hai, nu te mai uita la frate tu, că el ne-a întors spatele, hai. Lasă-l, bă, în pace, că nu mergem. Treaba voastră. Să nu ziceți că nu v-am rugat și nu v-am tras de mânec. Așa că eu plec. Hai, Teo, nu mai plângea, tot așa ieși afară. Fetul Nicolae, ce aștepți? Ilinco! Da!
Vrei să spun de două ori? Da, ce-i cu voi, bă? Lasă-mă, mamă, mai lasă-mă! Tito, Tito nou, să nu mai plângi. Hai, lasă lucrurile alea că le-o împune noi la loc. Trăși din gură, mă, ce fată mare ești tu? Ce-i ambiția asta? Plângi din ambiție. Dar ce am făcut eu lui? De ce să dea în mine? De ce? Ce am făcut? De ce a dat? Trăși din gură, că i-ai răspuns. E taică tu. Să nu-i răspuns părintelui că te-a făcut și a pătimit pentru tine. Lasă-mă, mamă, în pace. Să lăsă-mă, mamă, în pace. Ce are asta, Caterina? A nebunit? Manila. Manila. Ce e, bă? Hai, bă, sunteți gata. Paraschive, hai. Hai că să-l țin inează. Uite, să mergem la moară. Trebuie pus grâu în sat și mers mai devreme, că e gloată. Să măcinăm până seara. Că mâine mergem să culegem fasole. Și tu, fată, nu mai plânge că te omoară. Nu-ți fac altceva, te omoară. Așa că eu merg pe prispă, pe o țigare. Și voi... Hai, Nina, da. Hai, mă, Nina, hai, că s-a înținut. Hai, hai, până nu se face gloară la mână. Hai, mă, băi, hai, mă, copii. Hai. Ai, bă, ce... Tot intri, bă, și ieși, pacilea. Ce-ai intrat iară, bă? N-auzi că nu venim? Te mă, Paraschivă, mă, ziceam și eu că... Ce ziceai, mă? Ce ziceai, mă? Nu-ți mai răci gura de pomană, mă. Ai să vezi tu ce are să se întâmple. O să-ți muști unghiile de câte ne-ai făcut tu până acum. Tu ești mai cu minte, Nilă, hai. Hai, dă-te jos din pat și treci încoace, hai. No! Că Nila e mai cu minte. V-a convenit vouă o viață întreagă cu mințenia lui. Toți l-ați pus la ham și toți i-ați dat cu biciu în locul lui. Știu ce v-aș face. Am muncit ca un bou ca să vă ție pe voi. Ce stai, mă, prostule, acolo în pat, ha? Mă, Nila, pune mâna și scoate din lada aia și du-te și vinde și cumpără-ți haine. Umbli de scurt și cu izmenele rupte și lada. A, ce înțesată de crec de șin! Ce faci? Ce faci, tată? Fără spune! Mai dau! Lasă balul! Mai dau, tată! Nu mai fac! Mai faci, mă! Răschine! Nu mai faci! Mai dau! Mai faci! Nu mai fac, lasă balul! Nenorocitule, Paraschive, nenorocitule, ce ești? Oh, și tu, Nilă! Nu mai dau! E lume care aleargă de zi și până noapte pentru un pumn de făină. Și voi, ca niște câini, ca niște câini turbați, săriți unul la altul pentru avere! Vă omor! Păi nu-i place târla mea să se ducă, să plece! Atâta timp cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu, să plecați! Am muncit și am trudit și am luat pământul de la ciocui ca să trăiți voi mai bine. De ani de zile mă zbat să nu vând în el. Să plătesc sfoncirea, fără să vând! Ca să vă rămâi vouă întreg, orbilor și sălbaticilor la minte! Eu am plătit mereu, n-am vândut nicio brazdă! Și acum săriți la mine și la ăștia că v-am furat munca voastră! Pământul rămas întreg, Paraschive, acolo e munca voastră, bolnavule după avere. O să-ți mănânce capul averea, să ții minte de la mine. Ce v-am făcut eu? Ce v-am făcut eu vouă, mă? Și ce nu v-am dat, mă, Paraschive și Nilă? Nu s-a muncit aici? Și nu s-a împărțit în casă tot ce am avut? De unde să vă dau mai mult dacă atâta e? Vreți să mă jupuiți pe mine de piele, hă? Andan, am dat în colț în colț când a intrat percitorul în casă. Andan, m-am dat peste cap să nu vând în pământ. Am trăit cu toții desculți și dezbrăcați. Nimeni n-a avut mai mult. Ce
vreți voi de la mine? Nenorociți, ră? Ce vreți voi? Să ies la drumul mare și să șefuiesc? Ha? Asta vreți voi? Acum te duci, te duci. Mi-e sufletul plin de bucurie în ele. Mă duc să mă laud. Ilie, hai, hai, Ilie, că e dimineață. Ilie, hai, mă. Te-ai întors înnegurat și cu ochii mânjiți de noroi. Hai, mă, haide, haide. Ilinco! Dă-i lui tata tu o fărâmă de apă. Ilie, să știi că încă de aseară i-au fugit. Au fugit cu cai. Au spart lada, au luat toți banii. Au aruncat cele mai bune covoare pe spinările cailor și au plecat. Amenințau că asta nu e totul. Cu cai? Au fugit cu cai? Cu cai amândoi. Și Nilă? A fugit și el, Catrino? Amândoi au fugit. Da. Bine. Hai, vedeți-vă de treabă. Mă duc și eu, că sunt atâtea de făcut. Lasă-l, Iocane. Lasă-l. După plecarea ălora... Băieții, Paraschiv și Nilă. Aia. Aha. După plecarea lor, și-a văzut de treburile lui ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Acum eu zic că și-o fi făcut socoteala datoriilor, că în aceea zi a bătut la poarta lui Bălosu și s-au înțeles să-i vândă mai mult de jumătate din pământul familiei. Așa, așa. Bălosu a condiționat cumpărarea de cedarea și a pământului din spatele casei. Moromete, nu l-a înjurat? Ești prost, bă. Bă, Marmuruș Blanc, ești prost. A acceptat fără șovăială. Așa că Bălosu n-a avut satisfacția pe care și-o dorise. Moromete era neturburat și nepăsător. Nu, că l-am văzut imediat după asta. Ca atunci când i-a vândut salcâmul. Așa, așa, așa din așa, ca atunci. Și ce-a câștigat? Păi, el știe. Cu banii luați s-a cumpărat doi cai, a plătit foncirea, a plătit rata anuală la bancă, datoria la Aristide și taxele de internat ale lui amic, ale lui Nicolae. Da, da, da. Și după aia? După aia cocoșilă. E, asta e Iocane. Rămâne ca necunoscută soluția acestor probleme pentru viitor. Din nou rata la bancă, din nou foncirea, din nou Nicolae. Da, nou... Așa s-a întâmplat și cu conversiunea. Că a fost mai lejer de lui Moromete să scape de datoriile lui la bancă.
Urmă s-a împrumutat iar. A crezut că o să fie iar conversiunea. Acum uite-l că rămâne fără pământ și tot nu se ajunge. Așa zicea el și de Foncire. Zicea că nu se poate să nu vină el, Iorga, colegi, în privința asta. Mă, tine, eu nu înțeleg, mă. Moromete se pretindea om deștept. Băi, el nu înțelegea? Înțelegea, bă, că nu era prost. Numai că... Băi, banii de la bancă i-a băgat în vite. Așa că n-avea decât să le vândă, să dea îndărât. Tot una era. Iar cu Foncirea, adă-ți aminte ce ziceau liberalii când erau țărăniștii la putere. O să micșoreze Foncirea dacă vine ei în locul țărăniștilor. Și el a crezut dine? Păi dacă nu credea era mai bine, bă, Marmuros Blanc, bă, tu ești... Gata, gata, bă, ce-a fost, a fost, gata. Acu trece și nu dă bună ziua. Nu mai stă ceasul întreș pe prispă. Nu mai auzit povestind. Așa că din Moromete a mai rămas doar mete. Capul ăla din humă arsă făcut de din înainte de seceriș. Atât a rămas din Moromete cel cunoscut de noi. Da. Uite-l cum ne privește netulburat de pe polița fierării mele. Uite-l, mă, e aici. Ați ascultat? Moromeții, de Marin Preda. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Distribuția a fost următoarea: Ilie Moromete, Victore Bengiuc, Catrina, Luminița Gheorghiu, Niculae, Alexandrina Halic, Paraschiv, Dragoș Pâslaru, Nilă, Mihai Constantin, Ilinca, Virginia Mira, Tita, Adriana Trandafir, Iocan, Virgil Andriescu, Cocoșilă, Ion Marinescu, Marmoroș Blanc, Boris Petrov, Dinu Vasilescu, Ion Chelaru. În alte roluri: Nicolae Călugărița, Mihai Bisericanu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu și Dan Bobe. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia artistică: Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1990.